Ai. Vrei să iei tonul față spre miros? Nu, stai așa că să pornesc ăsta, că n-am somn și i-am dat un GoPro. Don. Salut. Don, mă auzi? Da. Vor niște băieți de la Galben să vorbească cu tine. Acum. I-am dat numărul lui Dan, dar nu știu dacă a rezolvat ceva. A făcut doi băieți pe care niște probleme. Care băieți? Nu știu, cred că sunt alții și s-au îmbrăcat la fel ca noi, cred. Da, știu, am mai puțin din astea. E puțin, nu. Vrei să conduc eu? Stai puțin, că trebuie să rezolv ceva. Trebuie să conduc eu dacă vrei. Mă, de ce nu merge, mă? Salut, salut, băieți. Salut, salut băieți, am zis să intrăm așa puțin de noapte. Încă sunt răcit. Și am intrat să mă joc puțin GTA și am zis, bă, dacă tot am intrat pe GTA, ia să dau drumul și la live. Salut, salut băieți. Sunt pe antibiotice de câteva zile. Salut, Roxana. Salut toată lumea. Nu pot să cred, Stefan, îți dai... Mă auzi? Ia zici, căpule, ăsta de care? Cam cât mai stai azi în oraș? Minim 2-3 ore. Dacă tot am dat drumul la GoPro... Măcar să filmez niște cadre frumoase. Am un băiat care a stat o săptămână la mine și vreau să-l prezint azi, dar am văzut că sunt toți la club și dacă tot ai venit tu... Mergem, îl vedem. Îl vedem. Bă, de ce nu ai mai intrat? Care erai cu Low Rider de era să dai mine? Da, nu era, care ești? Cine? Ține puțin la... Saf? Ok, ok. Ah, că s-a venit cu lor, haide. Hai să vedem ce e aici. Ai venit și tu, domnul, la ward? Da. Că n-aveam somn, că nu mă simt bine și am zis să intru puțin în oraș. Salut, domnul Burbaia. Re, salutare. Re, spect. Ai okay? Bă, da, sunt mai bine, dar încă tușesc. Bă, te-ai îmbăta, White? Hai că se bat ăștia, da. Cine se bate, da, mă? Că se bat ăștia. Am venit la bătaie? Ia vină, unde? Păi hai. Ai spate, hai că i-a pusă cu mâna la unde, da, până nu trebuie, la fată și s-a luat la bătaie cu spate. Hai, noroc, băieți. Salut, băieți. Tudor, ce faci, mă? Salut, salut. Uite... Puțin supărat așa, nervos. Băi, de ce, mă, Tudor? Ăștia stau pe aici, pe la bătaie. Păi de asta am venit, mă, Tudor, nu știu cum să zic. Revizie frumoasă, vorba. Ai venit să le faci o revizie? Am venit pregătit. Hai să-ți arăt totuși, dacă vrei să-i... Îți dai mei, mă? S-au bătut, dai mei? Nu știu. M-am dus, am dat un rând de bere. Dacă erau îmbrăcați în alb, da. Nu știu și e unul valid. Bă, faza e că... Mă rog, hai că vorbim. Ia, mă, ia, băgă-mă, ia și... Ia uite, mă. S-au luat pe cum, băiți. Don, don, don.
Haide, care e? Care e de la noi? Pe capul, pe gămeș. Ăla cu bandana. Ăla cu bandana albă, pe cap. Ăla albu. De la negru. Ia, 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 ia. S-a dus. Nu, ăla greșit. Tu, cine stă? Greșit, mă, greșit. E Vasile, Vasile. Cine stă, mă? Vasile Topor. Asta e Vasile al nostru. Ai greșit pe Sada. Păi și ți se pare că am greșit, de ce se bate? Că eu o pipăit-o pe... Cine a pipăit? Cine a pipăit? Ăștia doi. De negru ăla, ăla, ăla. De ce pipăi, mă, femeia? Hă? Stai, tata, un pic, că n-a zis fata nimica. De ce îmi pipăi, mă, femeia? Morți, mă, de ce pipăi, mă, femeia? Cargul! Bă, animale! Dă-le, white-ule, dă-le! Utu-vă, învăță! Dă-le, white-ule, că vă-i dată bine! Cine te-a pipăit? Ăsta-i-a, gherțul ăsta, ăsta care-i în brațe la mine. Bă, nu mai faceți, nu mai faceți probleme la oameni la bar cu ei. Vă bateți și în spate undeva aici. Ai... Da, toată faza a fost că ei nici măcar n-au venit să anunțe. Bă, am probleme acolo, vreau să-l bat, pula mea. Ei au venit, i-am, da. De fapt a venit la mine italianul și mi-a spus că îmi spart un impun din spatele barului. Da, unde în spate? Aici? Fix a... Nu aici, unde e garajul, uite din spatele barului. Cobor de la noi de acolo, din bar, imediat. Am înțeles. De, e gardul ăla. Da. Eu le-am zis, bă, n-avea nimic dacă se bătea în altă parte, nu în jurul barului. Dar nu, n-a venit poliție, ceva nu, a? Bă, nu, dar n-ai de unde să știi cum trece. Eu am auzit-o din față cum își părteau pom. Da, o să discut. Ați tot. O să discut cu ei. Ideea că am înțeles că mi-au atins femeia. Și nu-i frumos să-ți facă asta. Bă, asta da. Putea să te sune pe tine, veneai și... Rezolvă problemele. Da, dar era de comunica și nou. La noi și... Exact. Da. Ați auzit, băieți, de acum când mai sunteți undeva invitați, vedeți acolo cu oamenii casei să rezolve probleme. Nu împărțiți voi pumnii în spate, că nu-i frumos, bro. Asta e ideea. Te servesc cu ceva, Blondon? Bă, eu, dacă ai un paracetamol, un teraflu extra ceva. Posibil să fie și pe acolo, poți să lăsate. Te-a luat râsul, da, bă, de o săptămână asta așa. Da. Bag pula. Și cu ăsta ce e? Da, mă. Bine. S-a auzit capul tău, Ștefane, e scaunul. Nu mai știu. S-ar putea ca sâmbătă să avem și noi un eveniment, dacă să veniți oricum o să-l vedeți și pe Facebook acolo. O să avem un free ride. Sâmbătă? Adică sâmbătă, mâine? Da. Păi mâine, doamne. Păi mâine, a. Mâine, nu, mâine. Mâine că la ce oră? La ora 10. Ce? O să ne strângem la bar, o să facem un free ride. Nu trebuie neapărat motoare chopper. Puteți să vedeți și motoare high speed. O să ne oprim în Step City și acolo să dăm o petrecere. Dacă vrei să și cânti, dacă te simți în stare. Bă, nu cred că sunt cam răcit. Încă pe antibiotice și pe pastile. Dar sper duminică, luni încolo. Bun, da. eu o să mă duc. Am intrat doar așa să văd ce e mai în oraș. Mă plictiseam. Bun, ce fain ne auzi, Tudor. Bine, te pup. Te salut. Te pup. Băi, ești nebun ăștia, au avut lanțuri, ceasuri, de tăte pe el. Hai de-o. Salut. Pa. Salut. Seara faină. Ce faceți, mă? S-au dus pe fără. Încercăm o schemă? De care? Un USB? O luat ieri. Păi nu o să-l folosim, o să-l folosim, o să-l folosim, dar o să-l folosim când luăm niște... Hai mai încoace. Niște veste. Ce, da, o să-l folosim când luăm niște veste. Bă, astăzi mi-a dat mesaj de sus de acolo. Dar nu am fost acasă și uite cu Tudor o să vorbim.
Și probabil au vorbit cu ei doi, nu cu mine, știi? Dar cel mai probabil mâine seară o să avem alea. Dar calmați-vă. Badge-urile întâi la Cabron. Să vă badge-urile, da, da. Și după aia UG. Toate full, nu? Dacă le ai, crede-mă că dacă le faci de la Vato, dacă le ai la tine, cine e la mă de neascultă aici? Te ajut cu ceva, papi? Credeam că e bătaie pe aici și n-am venit. Vrei la bătaie? Vrei bătaie? Nu, gata. Deci dacă le faci de la Vato, să le ai, nu știu, să ai 1 milion în bancă, 10 account-uri, friendly, suntem cu toți, nu avem probleme cu bombardieri în familie. Ce mai avem? Și două acțiuni. Deci dacă facem chestiile alea, până sus la Cabron, dacă pierzi un acal, pui la loc. Deci stai cu ele pe linia de plutire, știi? Și ți-e mult, mult mai ușor. Da, între 7 și 10. Da, da, da. E cineva Cabron aici? Capone. Nu? Exact, da. Câte begiuri ai? Câte băgeți? Urmează, când, dacă se face șinte, păi, o să iau vreo două sau... Eu și acum pot, dacă e Cătălina. Cătălina, ești în oraș? E pe... așa. Doamne, cred că e cu Hazan împreună, nu știu. Bă, Capone. Okay. Bă, am vorbit cu băiatul ăla Luigi, mă, și mi-a zis că iar e țirul mult. Iar e țirul 5 cu 5. Pentru tine sau pentru... Bă, dar Capone știe regula aia? Nu știu. Deci de acum înainte Capone nu mai cerem chestii. 7 cu 3 și un AK. Pentru familiile 7 cu 3. Și AK-ul la tine. Dacă ai om, nu mai ceri. Da? Deci tu ai cerut 10 dube și încă 10? 20 de dube? Da, dar gen... Cu aia ce am vorbit eu cu tine, Capone? Deci dacă mai faci o chestie de asta la cât sunt de... Nu sunt în apele mele, acum ne stricăm orice prietenie, te-ai dus. Am vorbit cu tine și ai zis că ai înțeles. Nu sclăvim oamenii cu aie, le dăm altfel de task-uri. Deci tu ai dat 5 cu 5 pentru tine și 7 cu 3 pentru familie. Păi omul ăsta merită direct papi. Bun, este ultima oară să citești tu regulamentul, că s-a cam schimbat. 7 cu 3 și atât. Și arma, ca să iei doar așa, un tech sau... Ce era, mă, un tech? Ce am stabilit? AK? N-am vorbit. Orice armă. Deci, AK-ul rămâne la omul la care stai, să dovedești că știi să faci rost de o armă în oraș. Și aia rămâne la tine. Și de cerut nu mai cer nimic. 7 cu 3 la familie și atât. Și un AK. Poți să-i mai ceri task-uri de astea, să-ți livreze 10-20 de copii da, de trabuc. Da, uite, o poză cu fantomă. Nu știe toată lumea să facă poză cu fantomă în orașul ăsta, să știi. O poză, cu canalele din Groove, cu, nu știu, cum acolo, canalul ăla de lângă Biju, chestii de le facem noi, mafioții, înțelegi? Sau să mergi undeva să faci o poză și să găsească el același... Te pup, Fujimoto. Bă, sunt răcit și nu pot să-mi pun costumul intergalactic pe mine. Ați înțeles? Da. În altă ordine de idei, să știți că sunt mândru de voi. Chiar sunt. Că am lipsit cât am fost bolnav și mereu am văzut activitate. Că stau mereu pe telefon și văd poze. Și mereu sunteți pe la motel, mereu vindeți foarte bine. Deci ușor, ușor dă roade chestia asta cu rolurile. Adică nu mai băgăm toți flecarii, salut frate, mă bagi în mă, da frate, două cu două, gata frate, și după aia intră, se ceartă cu dau un exemplu, cu White sau cu ăsta, cu Capone, gata, pleacă, îl iau static, cum a făcut Bacardi. Nu, rămânem aici ca să ne creăm așa o echipă. Ești fake? Dacă ești fake, dăm kick acum, frate. Bun. Ce planuri aveți seara asta? Salut, băieți! Salut! Re.
Mi s-a făcut un ticket de niște băieți că au fost bătuți pe trotuar aici într-o zonă publică, în acest cartier frumos. Este spate acolo, nu știu cât de... Adrian, acolo. A, dacă a fost pe trotuar în cartier. Nu, nu este, nu este. Nu fost, a fost pe iarbă. Este pe iarbă acolo. Păi, dacă îl bați pe iarbă lângă trotuar, nu te vede, nu? Eu, unul noaptea e cam zonă rău famată pe aici. Se rământe zonă. E Mirror. Doamne, că sunt e la brafă. Păi suntem aproape de cercul ăla unde e rău famat. De ce cerc? Nu-i cerc, e drumul ăla așa și acolo e rău famat. Și pe mine m-au jefuit unii tot aici. Aici lângă fast food-ul ăsta pe drum? Nu, puțin mai acolo, între casă. Da, e acolo rău famat. Bă, ei se băteau deja când am ajuns. Da. Dă seama că s-o bătut și acolo, în spate. Dacă ei se băteau acolo, nu înseamnă că trebuie să te duci tu să-i bați și să-i părunci, că nu înseamnă că faci ceva bine dacă ei fac asta. Eu i-am dat ok în cap la omul meu. Și atât. Unde-i, unde-i aia cu răufămatele? În F5. Nu. S-a făcut ieși acolo. Ieși și acolo, ieși și acolo. O caut acum. Pentru o bătaie de strada. Pe F5 nu știu dacă ai bătat. Teo, ce faci eu? Cum ești? Place cum l-am îmbrăcat. Da. Ăștia doi se știi pe că ăștia doi m-au copiat pe mine, da? Adică eu sunt aici emblem. Da, băiatul ăla când te-a atins cum? A dat slashmiuri ceva? Cătălina? Da, da. Ce slashmiuri a dat? Slashmiuri trage de... Trage, îi trage sutienul, slashmiuri trage cu privirea în rochie și de-astea. Astea două, le-am văzut eu. Astea nu sunt... Slashmiuri pe scârbos. Da, asta vreau să zic. Că îi trage sutienul, nu știu dacă face asta în realitate. În realitate, bine, nu se uite. În realitate, la... transpire, ești nebun. În realitate, și au o stopoșită pe cap și după aia doarme spate. Bă, dar ce am culcat pe toți trei. Bă, ești nebun, dar cred că au făcut ticket și pentru că au ceasul și lanțul ăla, păi. Da, da, să nu te iau. Pare după cât vreți. Lasă-mă să iau. Și ceasul ăla scump, ceva, iPhone. Ai, bă, da, acum dacă o luăm așa logic, eu m-aș bate în spatele clubului cu băieții, nu știu. Eu de asta am fost și odată în București, în clubul ăla, Culture House. Deci afară se bat băieții și în față. Și eu cred asta, că și-am văzut și am pățit să vă bătai în cluburi în față. Am văzut și șmecheri de care să scot pistoale și chestii, dar până la urmă, dacă la v-am joc, lăsat pe toți, așa că pe nu, nu se bate toată lumea. Este așa, domnul ne-am încauzut, tău. Ai vedea cum te împușc unul, că l-ai zgriat, e zgriat mașina, te-ai împușcat în față la frică. Păi nu, asta zic, că nu se exagerează, nu se bate lumea în zonă publice, dar gen la un club, uite cum a fost clubul în seara asta, uite, s-au luat băieții în spate și și-au dat-o. Înțelegi? Da, eu de asta nici n-am scos ăsta să-i dau. Nu se pare chiar așa. Să-i dau Armagedonul, că am zis că n-am. Am scos eu rozeta dacă te bătea și dacă nu te bătea leșina pe ăla. Mersi. Și eu n-am scos nimică. Eu am privit doar. Salut băieți, salut. Ochid numai. Mă scuzați astăzi fără cameră, nu mă simt foarte bine. Am intrat puțin așa că... Nu aveam somn. Eu găsesc asta cu zonă de livă, dar nu găsesc cu harta cu răufamată de unde se termină orașul. Are cineva harta răufamată, băieți? Regulament. Și regulament. Server. Dar să știi că nu trebuie să cauți cu vizitare. Ei, s-a prins. Rămâne asta prins. Cred. Nu e F5 harta. Bă, mersi de membri, stați să citești eu, că nu am văzut. Fora Vra, mersi de membru. Păi, Angel acolo, Crăciun, da. Membru de 5 luni și Nicolas de 3 luni. Ți-am trimis un meme, la te rog. Poate e ce... Da, la poliție. De ziceți voi unde s-a întâmplat acțiunea asta? Partea de răufămată e mult mai departe de orice trotuar de aici. Iar trotuarul ăla... unde nu-s case încă construite, nu erau fămate.
Înțelegeți? Da. Cum credeți voi? Eu mi-am zis doar părerea, că nu mi se pare așa ceva ieșit din comun la un club în spate să ne luăm la pumn. N-am tras cu armă de foc. Păi și de da, ei, dar, și pe și ei au făcut. Adică chiar era mișto. Chiar era mișto și... să vină poliția și gen să ne ia declarat, exact, chiar era rol. Era... De asta nici n-am spus să mai vină poliția, că ia atracțion. I-a dus și ați aruncat, fac să nu-i găsesc pe nimeni. Păi clar. Bă, mai erau oameni pe lângă noi, adică nu eram singuri. Erau o grămadă, s-au dus în club. Și ei au dat. Și noi am dat. Păi e bun, dar dacă ei dau și tu dai, pă, bele părți, vă pot sancționa, nu? Control. Da. Ce zi? It's your wings. Domnul, ești live? Da, am pornit acum puțin. Cam acum cât timp s-a întâmplat? Bă, nu știu. Dă înapoi, cam 15-16 minute, cam așa. Așa și okay. Du-te și vezi la ea să nu și-a respawn-ul automat timp etichet. Da, că mă duc eu. A, la sus. Nu, no, că degeaba n-ai ceva și trebuie să ducă el să le dai ceva. Da, a făcut etichetul. Because you're an angel. We're all angels. Women are angels. We are angels. And men are beasts. Are you surprised? Have you forgotten the story? Ce-i asta, mă? Of a bridge, like follow the leader. Pump with your leader, the most they are deeper. I can't see shit either. Ce prost ești, Nicolas. Îl suci. Da, tu ești Cătălina? No. Crina. Ea e Crina de la salon, domn. Ai greșit persoana. Tu cine ești? Crina? Crina. Da. Nici nu te știu, să mă bată mama. Azi era acolo, la tot. De când timp ești la salon? Am luat o pauză lungă, domn. Da. Ha? Am luat o pauză mai lungă, dar plus de 3 zile, cam așa. Tu ești fată, nu? Am mai fost. Da. În realitate. Da! Ah, ok. Nu mi se pare... Nu pot să bea pe Discord, dar după voce zici că e un... Nu știu. Știu, nu ești prea în persoană. Unul a făcut și tichet pentru asta. Și cum s-a luat? Francezul s-a împărțit pe trotuar. De către băiatul cu dreaduri albe, din stânga. Yes. Păi, ești fix pe trotuar. Nici măcar nu sunteți în pădure sau mai departe. Bă, dacă e acțiune legală în zona publică. Deci ideea e în felul următor. Eu am fost principalul actor la chestia asta și cu bătaia cu pumnii și dacă s-a întâmplat ceva greșit, îmi asum eu, te rog, vă rog eu frumos, nu-i sancționați pe ei, că n-au nicio vină, săraci. Păi, dacă e de sancționat, sancționăm pe toți care au făcut greșeli în rol. Cred că e mai mult de să învățăm ceva, nu? Da, ideea e că înțeleg ce ziceți voi, că va veni, că nu știu, eu am văzut acolo ceva cu pipăi, femeia, că nu știu ce, dar gen... Asta nu înseamnă că trebuie să faceți chestii de gen, adică puteați să-i luați undeva, să-i duceți departe și acolo, da, nu avea nicio problemă. Nu înțeleg ăla cu scrisorile ce făcea, sincer, de ce s-o băgase de acolo. Adică eu nu mai înțeleg nimic. Ăla stătea să uită și dat-o să gândi să dea cu pumnii. Și l-am culcat în părere. Control, ce zici, da? Deci, ce s-a întâmplat aici? Da, tot ce s-a întâmplat cu bătaia totală când a fost aici. Bă, nu știu, zic că au fost greșeli peste tot, dacă stăm să analizăm. Da, bine, bă, ți-a s-o bătut aici, ăștia au venit ăla au pipăit, ăsta i-a dat cu pipăit. Ăla a făcut un ofir, poștașul. Eu zic să se anuleze tot, părerea mea personală, și băieții să primească revive, să se uite, să se continue. Eu vreau să vorbesc cu ăla cu poștă, sincer, să văd ce a fost cu pumnii. Dar ce face cu uniforma aici, cu mașina, nu eu văd. Nu știu ce face. A livrat pachete de cocaină pe aici. A venit și bătut să după cocaină. C-
când mă jucam și eram motociclist, mâncava și gândiți-vă că noi ne-am gândit să facem trafic de droguri cu duba de mecanic. Dar nu putem. Băi, da, Adrian, da, tu ai prins când am început. Mă joc din paleto. A, am prins pe toți. Nu, pe mine m-ai prins când livram pe Groove cu scooterul și nu știa nimeni îmbrăcat în default. Ups, stai așa. Stai așa că mi-a părut pe ecran că cineva îmi sună la casă. Ce mă bată? Nu zic. Stai așa. Da, te-am prins, am văzut, știu faza. Livram un default, serios default cu scooterul ăla la 50 de dolari. După aia tot să luam. Și dicoții erau după mine și nu făceau nimic. Bă, sincer să fiu, nu, tata zice că nu, să ne-a fost un pic de... Ia hai să-l controlăm. Da, exact. Știa unde să-l găsească atunci pe vremea și de asta. Acum... Stai așa. Control? Unde e ăsta? A plecat. Mă duc să le dau revive și să vorbesc acolo cu ăștia. Sport la Rumbly. Salut. Și ai zis tu ceva cu pusul, cu văzutul sau toată, dar nu știu ce... Da. Și ce s-a făcut? O tras de... I-a tras de nu mi se prepare scrâbos, că doar trage de el. Ea poate da mică, îi dă peste mâini, nu? Gen doar trage de el, apucă și trage de el. Ei, că nu i-o l-o dat jos. Tine, dacă vine așa la tine, îi strag. O dat slash mi apucă de sutin și îl dă jos. De kiloți. Ți-a zis, a scris ceva gen părțile feminine sau doar sutien? A tras că trage de sutien și se uită, că trage de sutien și se uită. Ceva? A, porc. Dar asta nu e, că și mai aia că trebuie să ne comportăm frumos cu fetele pe server, că au bine, fetele gen trebuie să aibă un tratament un pic mai preferențial decât nu păi cum suntem da, gen, noi. Păi da, gen, o fată cu care nu spune pui să joci și jinesă din asta, gen, dar asta au fost la roleplay de, nu știu, disperat, de... Da, pe adică exact. Doar o tras de sutin să se uite, fata îi putea da o palmă, ceva, să vorbesc cu... Adică de la magie un teste. Da. Adică dacă dădea că îi bagă mâna pe acolo și nu știu ce, după aia fără povară, da, era total greșit. Dar doar o tras și hai că s-a uitat și fata putea să dea mic, da, da, peste mâini, dă o palmă. Înțelege că n-a văzut, ea fix atunci când s-a scris ăsta cel, ăsta ești mic, da, să fie atentă și ea. Gata, băieți. Femeie și merge în club, trebuie să fie atentă, că poate găsești cu mâna s-o fustă. Și astea sunt cazuri reale, s-au întâmplat. Am vrut să-l scot afară să vorbesc frumos cu el ca să evit o bătaie generală. Ce faceți, mă? Mă, ca. Te caci? Ia. Gata? Sunteți fericiți acum? Ca ce? Păi nu, că s-a rezolvat treaba cu... Adică? O să se continue de aici toată treaba, așa că... Nu? Nu, au zis că se anulează. Da. Dacă tu... era să se continue... Ce faci? De ce te... Nu înțeleg o chestie. Să continui mort. Tu te-ai pus random să dai cu pumnii, cu picioarele în ăștia, gen... Cu ce... De ce, gen... Adică tu practic ți-ai cam căutat acolo, dacă era să fie o zonă ok, pe cap, bine, te-ai pus să-i bați pe oameni. Fără băi, Adrian, spune-i despre caca cu pantalonii pe el. Păi e gen, asta într-un fel vine logic, că na, trebuie să-ți dai jos pantalonii când te caci, da, nu? Că bro, dacă gen, te caci cu ei pe tine, te caci pe tine. Bro, ești ca în realitate aici, înțelegi? E... Don. Gen, acum ca să scapi trebuie să te duci să te speli. Cu tot. La duș nu aici, în Napoli. Ba, poate și în Napoli. Ce, mă? Că noi mergem în bar. Hai că vin și eu. Ce facem acum? Ce ai făcut tu, dacă tot timp? Poți să ieși din oraș, nu-i problemă. Oh. Da, hai să mergem la mine acasă. S-a dus pe Bulu. Bulu, ce e aici? Nu mai e nimic. Ia uite, mă, ce s-a văzut. Puneți-vă muzică. Suntem noi, nu contează. Puneți o muzică. Hai să ne gândim la muzică, cine? Teo, ce faci, mă? Salutare.
Uite. Te-au îmbrăcat băieții? E acolo. Eu l-am îmbrăcat. Ai văzut ce poză am pus acolo pe aplicație? Ah, tu ești Teo, mă? Da, da. Da, el e. Ah, credeam că ăsta cu papion. Yes, Ion. Nu. Tu cine călăm ești cu ei? Turturica. Turturica, mă? Tu ai făcut dubele alea? Da, le-am. Le-am din următoarea zi, după ce mi le-ai dat ăla. Păi și de ce nu mai anunța să te trec acolo pe aplicație? Păi, na, te-am așteptat să vină așa. Și le mai are și... Le ai gen? Și le mai are și topor. Dacă mi le dai seara asta, acum te bag pe aplicație. Acum le-am gen, numai te smul după mașină. Dar nu, în ce Ion, frate, ești turturică, nu ești Ion. Da, ești turturică. Bună seara. Și ăsta e topor. Bună seara. Vă servesc cu ceva? Salut. Ia-o, salut. Mai am și eu. Ce la aia alea? Mai am și eu, le-am la cuțit pe toate o parte. Și mai am și alea pentru familie. Vasile Topor. Vasile Topor, bun. Da. Hai că nu discutăm la un club la oameni. Da. Dacă vreți poți să ieși afară să vorbim. Nu, frate, nu stai. Cum ar fi să ieși afară din clubul tău să vorbesc eu? Dacă vreți să vorbiți, sau să nu vă întrebi. Poți să ne dai pe noi afară să vorbim. Exact, frate. Hai, bă, frate-mi, pot. Da, dacă reușești. Bă, uite, ce dovadă dai tu la prietenii noștri. Mamă, ce urât miroși, uite. Hai de un că te țin. Miroși a transpirației, uite. Băi. Eu mi-am dat cu Luis Vidon. Uite la băie să te spui lui pe față. Bă, dar nu mi-ați prezentat-o pe fată cu aia. Păi ai zis că o știi. De unde să s-o știu? Știi? Păi tu ai zis că o știi, dar e cam inactivă. Aș fix așa ai spus. Așa am zis eu. Da. Nu. Ba da. Don. Hai să-ți prezint eu. Știi când ăsta a fost reședința aia în spate la tatu? Așa. Atunci asta a zis să că... Dacă ai zis tu lui Cătălina să scoate cine nu are pontea și nu e și cine nu e activ. Și după aia s-a scos foarte mulți oameni și după aia oamenii ăia s-au venit înapoi. Și fata asta cu gagică sub Dormian, așa a zis să vină înapoi. Și astăzi a făcut pontaj de 248 de minute plus 148 de minute, adică a stat de la 4 până acum. La 11. Da. Am văzut-o și eu. Frumos. Cum te cheamă pe tine? Crina. Bună seara. Cu ce poate să poreclă? Uite, acum. N-ai? Crina. Bă. Crina, ca și pe Cătălina. De ce nu răspund la ce să răspund, Costi? Domnul Pălărie nu vă auzi. Madison, o să-l terminăm. La Cătălina puteți să-i spune Mariel. O comandă aici. După aia... Maria, okay. Gata, mă. Să o cunosc eu pe Crina. Crina, eu sunt Stefanos. O să ne cunoaștem. Când o să faci o săptămână, două la tatuaj. Mă duc la masă. Ok. Nu vrei bere. Cred că am chef de altceva în momentan. Am chef de altceva. Trebuie să vorbim cu Gustav. Nu știu dacă o rezolva Dan. S-a întâmplat ceva acolo. Ia stai că-l sun. Mai aveți chef de petrecere sau ne băgăm pe treabă? Aveți un dat în bănaș? Uite, băiatul Vasilii ăla, că i-a adus 7-3 ăla pentru familie și mai a adus 6-3, așa a zis cuțit. Și mai a zis la încă un băiat la fel, adică să aducă mai mult de 7-3. 10, 12, 20. 12, adică în total, cred, după calculul meu matematic. Păi ai zis că eu cerut 6 cu 3 și după 7 cu 3. Da. Păi adică... Adică 13 cu 6. 19. Capone, unde e Capone? Aici. Ah, okay. Ăla din spate. Bun. Dan e pe Caio? Poftim. Cât cel mai posibil. Dan e pe Caio? Îi facem un prank? Dan, mă auzi? Șt, bă, taci, mă! Scuze. Îi facem un prank lui Dan? Da. Ce facem? Fii atent. Am eu elicopter. Mulțumesc din suflet. Mergem cu toți. Poftă mare. Ne îmbrăcăm în... Și fuitoare. Salut. Da, salut. S-a plătit comanda? Poftim? Tu fișuri. Ne îmbrăcăm... Nu. Ne îmbrăcăm în full negru. Spatele meu. Da... Mă, cine vorbește? Nu cred că... Nu ați dat comanda. Ne îmbrăcăm în full negru. Și... Bă, lasă berea, vină. Mergem... Unde e? La ce farmează? Coca. Mergem la Coca și luăm pe sus cu armele.
Da. Dar care vorbește? Că eu pe toți le cunoaște. Topor. Pe mine nu, pe mine. Topor și turturică. Da, topor și turturică. Da, nu prea știe pe nimeni. Poate să vorbească cine. Da, mă cunoaște capone cu... Și putem te cunoaște de care. Nu, pe mine cred. Turturică. Turturică vorbește și cu celălalt. Cu mine cred că mă cunoaște de el de la ședință. Mai zi, mă, Vasile? Vasile? Topor. Vasile Topor. Vasile și cu Ion. Da. Eu și Vasile stau într-un copac. Mac. Vii cu noi, Crina? Da. Vie? Nu ți-e frică? Turturică, nu avem. Dacă doriți, mă duc să vă cumpăr eu un bandaj. Da, dar trebuie să te îmbraci în negru, full negru. Ok. Să trebuie să trăiți. Vă pup, domnule, să vă zic sincer. Haide, fiți atenți. Vă donați, vă pup. Fiți atenți. Vă kiss you love. Bă, taci-mă din gură. Ce zici? Cât e ceasul? E 1.37. 40. La și 50. Mai repede. De ce? Cine vine cu lumea? La motel. 45 pe vespuri. Cine are elicopter? Eu. Și mai cine? Și mai cine? La mirilor. Cam pauză. Mirilor, cică. Ne mai trebuie un elicopter. Fii atent. Putem să mergem cu cu barca. Hai repede dacă e. Nu, că e riscant. E riscant. Poți să fac două ture dacă vreți. Hai că e riscant, că merem 4 pinși cu armă. Ce face două ture? Că deci, ajungem repede. Stai așa. 2, 4, 6, 7 putem să urcăm în elicopter. Mă duc. Două elicoptere. Eu tot nu vin. Mai vine unul. Mă duc. Cine unul? Dorian. Cine e Dorian? Iubitei. M-a angajat, nu chiar nou. Cine iubitei, nu? Iubitei tău, nu? Iubitei tău? Da. Darian sau Dorian? Am înțeles. Dorian. Dorian. Și-l chem și tu pe el așa. Doamne. El a vrut să vin. Da. Are ceva? Nu, Doamne ferește, nu are nicio problemă. Mă duc eu cu barca dacă vreți. Îl cunoașteți pe Dorian careva, băiți? L-am văzut. E pe că Bobby crede să evacuare. Nu. Cred că ai fut ok în cablul ăsta. Nu știu eu, are un Dodge parcă. Cred că îi dă cheie, băieți? Mi-a dat mie. Donați. Donați. Bun. Salut, băie, că nu mi-a 5 minute să fac două toi cu elicoptere. Salut, domnul. Cu barca. Pe unde sunteți? Revenim. Bă, să ne întâlnim la motel, da. Dar încă stau să mă gândesc cum ne îmbrăcăm, ca să fim toți la fel. Ok, o să vin și la motel. Ok, stai așa să mă uit pe aplicație. Ok. Salut, frate. Salut. Tu ești Dorian? Da. Lucrezi la salon de tatuaje? Da. Ah, ok, frate. Ah, tu ești băiatul ăla care nu îmi plăcea mie de el? Nu, ăla e Alin Zaveschi. S-o dat demisia ăla. De cât timp ești la noi la tatuaje? De pe 3, într-un fel. 3? De 12 zile. Tu o să fie 5 zile. Da, dar tu ce până nu ai fost dat afară și ce mai te plăti iarăși? Da, aceeași chestie ca și Crina. Adică ăsta au fost dați la ședința aia când au dat voie și acum au intrat iarăși că s-au dus la salon și a vorbit cu Cătălina și i-au blat. Mm-hmm. Nu știți de Dan dacă e prin oraș? Păcă eu. Coco powder. Asta nu-l fi jefuit ăia. Și ăsta a doua oară e cu noroc. Don, mă auzi? Deci, pe aplicația acolo... Eu zic pirat 1. Nu. Trupe antitero, vedeți? Negru cu fes în cap sau cască. Ce vreți voi? Vă salut. Deci, vedeți toți la haine, da? Da. E și 40, la și 50 toți la motel. De la motel vedem noi cum plecăm, cu elicoptere, cu... Prea departe. E departe. Atunci, eu zic, atunci Vespucii. Vespucii sau... Și eu mă duc cu barca. Dorian, tu ai elicopter? Da, cel de la Inel. Stai puțin. Da și puțin, Vespucii. Păi și poți să scoți cu elicopterul? Pot să-l scoți, dar n-am cheie și... Da, trebuie să-l scoți eu. Trebuie cheie? Nimic, stați nimic. Cred. Nu, nu-ți trebuie.
La elicopterul de la Inel? Nu. Bă, lasă-mă, mă, să termine vorbit. Scuze. Deci la elicopterul de la Inel îți trebuie cheie? Nu știu, n-am ce trebuie la aici elicopter cheie. Nu asta trebuie. La Swift, TS. Nu trebuie niște. Câte elicoptere Swift avem? Eu cunosc, bă, și mie mi-a trebuit gen. Bun, păi fii atent. Tu și cu Crina vă îmbrăcați cum vreți voi, dar în full negru. Și noi avem... Poftim? Ok. Ai zis ceva? Nu. Ah, ok. Și ne vedem în Vespucci, pe aeroport, ok? Ok, ok. Aveți stația noastră? Nu. No. Stația noastră este 123. Nu. Și trecuie, mă. Nu e problemă. 1, 2, nu, că ți-o dau, e 123.33. S-a făcut. Capone, când o să ai tu IQ mai mare ca mine, atunci să mă oprești. Da, gata, nu mai comete. 123.33 este stația. O mică problemă. Zi. Eu cu Vasile nu suntem. Nu știm uniform. Mă duc eu cu Vasile. Mergeți și careva și vă îmbrăcați. Hai. Ne vedem la fără 10. Hai să ne mâzim unul. Hai și tu. Salut. Bine, să-mi dai mesaj când să-ți schimb taxi. Să-mi dai mesaj când să-ți schimb taxi. Mă auzi la asta, mă. Ce ziceți, băieții? Hai, le dăm cheie? Ion în braț. Lu' ăștia doi, lu' cuplu amorizat? Don. Bine, Topor, vină aici. Da, oare... Ha, ha, ha. Ce? Da, bă, dar oare e bine să-i chemăm pe aia doi că sunt tatuatorul mai? Și ce dacă? Păi, nu mai bine taci? Că e odată în viața lor. Te vii cu noi? Stai, frate! Îl pune-n poală. Stai, Andrei Grigore, membru de 2 luni. Cuplu amorizat? Au zis, băi, trebuie să luăm ceva cu noi? Ar fi de preferat, da. Ciao. Mamă, ce-mi plac live-urile nocturne fără webcam. Vă spun că mai mult de un pistol MK2 n-am. Nu vă întrez. Crina n-are nimic, asta e problema. Nu trebuie, nu e obligatoriu, e bine să ai. Se aude bine, dar nu se aude că sunt înfundat, că am las înfundat. Salut. Da. Salut, mă auzi? Până la urmă ne întâlnim la motel sau unde ne întâlnim? Că mi-a zis Capone că mergem pe Vespucci acolo. Da, așa să-ți dau stația. 123.33. Mersi. 123.33, ceau. Salut. Regele meu frumos. Rămâne să ne vedem pe Vespucci. Ai gazdan în plus? Da. Dă-mi și mie, tu ia asta fain. Salut. Mersi. Mâini 75. 75 mâini. Ok, tricou 124. Geacă 139. Cu 3. Gât. Trupe anti-teror ne îmbrăcăm? Da. Pantaloni. 59. Încălțăminte. 25. Nu-mi place extrasul ăla. Mamă, mâncați-aș.
Draven, membru 2 luni, Mitică Căcatul, Rabid 2 luni, hai să trăiești, Robert de subscribe și Andrei Grigore tot 2 luni. Mersi mult, băieți, de reveneală. Mamă, ce mă doare capul și mă ustură ochii. Bă, băiatule, iau antibiotic de 3 zile și nu mai îmi trece. Ce pula mea de răceală e asta, mă? Bă, ce răceală e asta, băieți, că nebunesc. Unu am. Cred că mai ai 5. Ia vezi. Da, mai ai 5, mersi. Ce faci, mă? Ce faci, mă, Capone? Bine. Ce coincidență. Nicăieri nu scap de tine. Ne ducem direct pe Vespucii sau ne mai întâlnim la motel? Vespucii. One, two, three, two, two, the four, Snoop Doggy Doggy, Dr. Dre, it's at the door. Auzi, ești piesă, mâncați, ești animal. Pușcă. Schimba stație. Oare cine? Pușcă, băga mea și pula, nu măta. Dacă tu ești, dacă nu ești tu, pușcă, îmi cer scuze. Mergem. Mergem să revedem serviciul. Ia uitați, băieți, e full. Băieți care ați râs cu întârziere, vedeți că aveți live-ul în urmă. Dați și voi pe butonul la roșu. De ce n-am web-ul? Ia gândește-te, pune-ți mintea la contribuție. Încearcă să-ți folosești potențialul maxim de coeficient. Coeficientul de inteligență. Folosește la maxim și o să-ți dai seama de ce n-am web. Mi-au armă ce-o? Dacă vrei. Westside. Westside, Mitică Căcatul. Salut. Bom, Căcatule. Da. E că eu nu prea am armă. Stai puțin să închizi stația. Ia zi prietenul meu. Ce treabă? Mă duc până pe caiu să... Mă doare în pulă, fii atent. Ai... De ce ești căcat cu aia? Unde ești? Am nevoie de 2 minute de timpul tău. Bă, sunt pe Vespucii, în pula mea. Hai pe Vespucii, că tu ai mașina aia rapidă. Tu-ți mute în gură de căcat ce ești. Ce prost e Mitică Căcatul, cuie. Băi, ești ratat? Nu mai ești de ratatul, că vreau să vorbesc ceva serios cu tine. Am văzut. Serios vreau să vorbesc ceva cu tine, serios. Bă, hai pe Vespucii. Unde te găsesc? Pe Vespucii, pe aeroport. Pe aeroport, pe morții tăi aeroport, pe Vespucii, pe helipad. Helipadul ăla. Hai bine. Ceau. Hai că vin în 2 minute. Mitică Căcatul, animalul. Mută-și tu asta, 3 țărți, e adevărat. O bag eu în buzunar acum, care? Bugatti. Stai că e prea bună melodia. Vreau să parchez și eu. Cine? N-avem ce să facem. Da, așa, știu eu o magie. Da, mașina asta de aici. Știu eu o magie, frate. Ați... Ei, ești justițiarul din Berce, frate? Hai,
Wow, a plecat donația de 10 euro de la Costin, Gavrilă, Ștefan. Don. Bă, da. Ce mai zice lui? Care-i planul? Că gen noi dacă luăm de acolo de la Coca, o să fim auzi beți. Taci, mă. Și dacă ne văd full negru... Nu luăm, calmează. I-am dat acum invite pe aplicație astăzi lui Luigi. Aaa. Bine, ce ai luat? Ce ai cer? Bă, cum opresc sunetele? Pentru Family 7 cu 3. Păi, e bine. A fost puțin o rechetă. Cum e cu aia bine? Păi? 5 cu 5. Păi, cum nu așa era să fie 5 cu 5? 5 cu 5 e foarte mult. Da, cum frate? S-a vorbit la ședință, cere mult mai puțin. N-am fost la ședință. Ești mai prost. Păi, și vezi că și cuțit cere, să știi. Păi știu că păi, cere. Păi vezi ce dau cuțit lui cuțit. Deci o să nu să se mai ceară pentru noi. Se cere una acasă sau cum? Da. Ok. Vezi, să-l rechez un pic pe cuțit, că-i cam ea pe tatuator și omor pe dube. Și cere vreo 15 dube la ea câteodată. Adică chiar îi cere cam omor. Îi cere și voi, nu știu, să vă livreze niște cucupau. Da, eu așa le cer, să livreze tabacul, le faceți o poză, să găsească poza. Nu știu, vă gândiți voi. Să aducă buletine, slobos. Coșciuge, cutii, vedeți și voi. Fiți creativi. Maxim o dubă, știi ce zic. Da, dar să știți că și cuții tot așa. Îi omoară. Să-mi bat pula în el. Murim. Chelie, unde ești? Vino uite-mă aici. Mitică de shit. Bă. Mitică de caca. Ia zi, Mitică. Ce facem? Uite mă, de până pe caiu, să vorbesc cu Gustav, dacă bă? Da, mă doar în pulă. Zi, tu ce afacere ai în orașul ăsta? Bă, mai vând doarme la motel, știi prea bine, Mitică. Așa, la motel. Și vrei serviciul lui Tactu? Dacă îmi cer iar 4 milioane pe el, niciodată. Niciun ban. Da, de ce e al tău? Da, să te ocup de el. Gen, să ai mereu oameni la el. Man... La modul că chiar să ai mereu oameni la el. Am la salonul de tatuaje aproape mereu oameni care e în sen din pula mea. Eu atâta vreau, să ai oameni mereu la el. Da, mă bag, mă bag. Serviciul ăla să nu stă mereu gol. Da, dar nu poți să las motelul de tot. De fapt, nu-i treaba. Ce faci tu? Ok, bine. Da. Du-te bă în pula mea de aici. Marge-mă în pula mea. Să-mi bag pula mă, dar ce pește mă ta. Hai, să ai oameni mereu la el, adică serviciul ăla să nu stă gol. Pentru că, practic, în ultimul timp, serviciul ăla cam stă gol. Și tactul deci, murea dacă serviciul ăla stă gol. Al mătii, dacă eu vin și te întreb pe tine și vreau să-ți la o cuie, oare? Don. Ce pula mea trage și-a până azi? Trage cocaină? Mamă, ce râgă ia pula, futuzera sa. Bă, lasă-mă, mă, cu aia e fudută în gură. Hai să vorbim altă dată de Don, m-auzi? Nu, serios. Da, mă, mă bag, îl iau. Dar trebuie da? Să mă vezi cu bătrinul, nu? Nu. Mai întâi cu noi. Trebuie să vorbești doar cu noi și atât. Okay, iau, tăl pe ăla. Da, mă, ce facem, frate? Vorbim OC? Ce faci cu aia? Dacă vorbim OC, du-te în pula mea, mă. Bă, hai să mergem. Hai să mergem, boys. M-auzi, Don? Da. Noi nu cred că avem loc și venim cu barca. Mergi cu ce vrei, ne vedem acolo. Bine, bine. La să Coca, nu? Să nu dai bani, frate, că glumeam. La Coca, nu? Unde? Sau unde? Nu, man, ne vedem pe aeroport. Ok, ok. Băiți, unde sunteți? Mai e cineva de venit? Că plecăm. Hai cu mine. Hai să scriem. Mariano, scoate și tu elicopterul, că știu că e. Stai să te iau în brațe. Vino cu aici. Luați-vă în brațe, băi. A, e loc? Ok. Vino cu aici. Stai că... Mai vezi că ai evacuat un elicopter? Păi oamenii ăștia sunt cu noi? Stai că te iau, da. Da, mă, e... Cum îl cheam pe băiat, că am uitat. Dormian. Nu știam că e nou. Darian? Dormian. Dormian? Dorian aka Florin. Dormi? What the fuck? Dorm. Unde aterizezi? La fund, băi. Cu aia ești, Capone, pe aeroport.
unul zicea la... Ești Capone. Pe aeroport. Pe aeroport, niciun depozit. Pe aeroport ne vedem și de acolo plecăm toți. Ca să nu avem probleme. Romelu, membru de 4 luni, salumane, Cătălin N, mersi de membru, salut, Cătălin, ce faci, mă? Te mai văzut de mult pe aici. Și Costin Gavrilă și Ștefan, mersi de 1000 de steluțe pe Facebook, donați 10 euro, te pup, frate. Mută-te pe YouTube cât mai repede, Gavrilă, Ștefan, că o să încetez live-urile pe Facebook cât de curând. Cam într-o lună, două, așa, în iarnă, o să stopez live-urile pe Facebook, pentru că nu se mai uită lumea pe Facebook și eu forjez calculatorul degeaba. Bă, să-mi iau și antibioticul, revin imediat. Auziți, băieții, dar care-i faza? Care-i faza? De... mergem. S-a întâmplat ceva? Nu, frate, ne împlimbăm și noi. Vorbim cu Gustav, că am înțeles că s-au dat unii drept noi. Ce, stai și dracu din gură de metagamer. Dacă nu mă șel, putem să facem de la tricou Calvin. Da, eu aș vrea sincer să încerc cu o răpire din serai seara asta. Da, așa, mai într-o jumătate de oră, oră. Bă, să nu cadă fata cu aia. Bă, ești aici, Crina? Crina? Da. Ok, ok. Crina, că te-am pierdut. Bă, băieți, dacă aveți nevoie de ajutor sau ceva, îmi spuneți. Bă, eu o să mă duc să mă spăl repede aici, în mare, că miros a copii. Și eu, și eu. Nu știu, oricui îl parchez. Bă, ușor. Aveți grijă la coadă. Băga mea și pula în comenzile voastre. Bă, care era geaca? Că am... aveam alta deja. Scoate mașinile. A plecat. Azitromicina. Ce scoate? Și mi se pare că deși noi băieții cu barca a leșinat un băiat între noi și mai târziu. Era de așteptat, stai liniștit. Nu lasă să se întâmple. N-a știut să se ridice când a sărit în apă și... Mă, ce căuți aici? Poftim? Ah, credeam că ești de la poliție. Nu, stai liniștit. Vezi, căcatule, că m-am lăsat de 5M? Cu mine vorbești cu căcatule, mă? Da, cred că... Nu, nu este... Nu este... COVID, frate. Mariana, unde ești? Băi, vreți vreunul dubă din aia de 100.000? Cu mine vorbești cu căcatule? Nu mă deranjează, dar este ură din partea ta, bro. Trimiteți-l pe cez ăsta la coteț, vreo 300 de secunde. Să se liniștească puțin. Vezi că a venit colegul. Hai, du-te, împărțiți banii pe cursă. Dare, transportul ăla au găsit. Mariana, urci cu mine. Sigur. A, cu e mașina asta? E a noastră? A mea. Asta e a mea, da. Urcă, bun. Și asta trebuie să le schimbăm. Ce facem? Îl răpim pe Dan Morgan? Da, da, îl răpim. Încă doi aici, încă doi aici. Bă, eu vreau hai. Spate. Hai, bine, lasă așa. Hai, crin aici. Lasă turcoază. Ia, oprește aici, oprește aici. Salut. Salut. G e pe aici? Nu.
L-am sunat pe telefon, dar nu știu. Zice că sună, dar nu răspunde. Din oraș? Salut, salut. E cineva de la voi de mai sus? Pe trăiți. Nu cred. Să vorbim ceva mai important? Niște despre? Băieți care iar s-au îmbrăcat în noi și jefuiau? Nu știu. E cineva care prea mai mare ceva? Mă rog, dar puteți să vorbiți cu oricare dintre noi, adică nu prea contează asta. Oricum informația tot acolo ajunge. Ce? Informația tot acolo ajunge, indiferent cu eu ziceți. Nu așa zic, că am mai prins Gustav săptămâna trecută, tot la fel, doi bărbați cu turcoazi cu ei. Și am prins și nu era niciun de la noi și acum iar alții. Tot păi atât timp cât nu e de la voi, e bine că ne-ați anunțat, când o să găsim pe cineva, vă anunțăm și pe voi. Asta zic, că... Eu am anunțat pe băieții noștri și vrea Gustav să vorbească cu mine, dar noi eram în oraș, că-s bolnav. Ne, acum nu e el. Da, ok. Nici e bine că ne-ați anunțat oricum, ca să știm chestiile astea. Da, da, da. Bine, dăm și noi o tură pe aici, avem un prieten pe la cocaină și facem un prank, să știți cum suntem îmbrăcați. Ok. Vă pup, salut. Și noi suntem de aici din spate să nu ne încurcăm. Da, nu știu că se îmbrăcați la fel. Bă, să vorbească doar unul care nu știe Dan vocea. Vorbește doar la... doar ăsta. Turturică. Vasile și Turturică. Ia uzi. Păi, vreau să mă urc în spate și nu pot. Eu mai târzi puțin, Vasile, că să mă urmezi cu barca, cu băiatul care a rășinat. Ok, ok. Unde vei? Să știi că eu n-am pistol sau ceva. Trebuie să... să... fac asta, să mai fiu turgoaz. Sau o lasă așa. Lasă așa. Mai cineva cu caină sau? Da. Dar gen, pe ție de ce n-a venit cu elicopterul care este pe barcă? Că n-avem elicoptere. Păi, eu am singur în elicopter. Ești mai prost. Bă, ușor, ușor. Ai un depozit două tech? Care depozit, Dragoș? Depozitul ăsta? Mai ceva pe plantație? E vreun depozit pe aici? Da, e depozit aici. Unde e? E mai în față sau mai în spate? Pa aici, fix, fix aici. Ia oprește puțin ăla depozit, ăsta din față. Am uitat să facem extracția aia cu aia. Hai, te ajut după în vacanță. Să vedem să verific depozitul. Uhu! Ce recu? Ce frumos e să găsești două tecuri aici. Doar două. Se pute și mai. Mamă, n-am bani. Ce am acolo? Ce mă pace tecu. 50 de tecu. La fel, la fel. Doar eu pe tine știu ce. Mi-ar plăcea. Ce-ai zis? Ți-ar place. Cât ai luat la român? Corigent sau ai luat notă mare? Am mai trecut? Nu am mai trecut, dă-l-mi pula mea. Am trecut așa. E mulți oameni. E grele român. Turturică. Hai. Turturică. A, stai, 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 să urce și ăsta. Gata. Ca bum. Te fac să faci. Aici e, aici e cocaina? Da, da, dar o să mai fiu aici. Posibil sus pe plantații să fie. Salut, salut, băieți. Salut, frate. Bă, nu pot să trec pe aici, futui morții măsii. Băieți, ați văzut pe vreun băiat Dan pe aici? Mai e plecat, nu știu pe băiatul ăla, mă întâlnesc în fiecare dimineață cu el toată ziua aici. Ăla, ăla, păi vreau să-i aplicăm o lecție, că prea mult farmează. Da, 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 adevărat. Tot timpul mi-a plantat. Ce că a fost aici?
acum cred că 10 minute de când sunt aici. Acum 10 minute a fost aici în ce un băiat. I-am îmbrăcat în turcoaz? Da. Are un scoadiu. Da, da, doar ce a plecat. Vezi că în depozitul ăla se vorbește că are bani mulți rău de tot. Are foarte mult. Are 10 de milioane. Hai să-l căutăm. Tu și cu cuțit. Eu și cu cuțit și încă unul pe nume Mariana. Poate pe plantație? Da. Da, se prinde după culoarea mașinii. Nu mai bine le schimbăm că e tuning-ul exact în față aici. Ba da. Pele negre. Bă, zbor creierii, Capone. Oh, mă face asta prost în orice. Cine? Eu, dar glumesc. Prietenul meu, drag. Știe de glumă. Direct și fritură, zic. Nu rup capul. Preparatul din greșel. Dacă 2000. De când am mai fost? Hai. Ești că mergem la Parastas? Trebuie să fie un squad turcos. Ăsta, exact asta. Ia căutați un squad turcos. Eu să-i spun că am să-i dau ceva? Ce zici? Să-l sun eu și să-i spun că am să-i dau ceva? Da. Două secunde. Sau întreabă-l dacă e pe Caiu, că trebuie să-i dai ceva. Sau hai la, da, hai la marihuana. Păi, păi ce mai? Măcare spam-o stația cu aia. La mine, cu aia, la mine. La mine unde? Unde ești? Se duce la coca, se duce la coca, e la bărci aici. La tabaco. Ok, haide. Închide radio, te rog. Ce sare tabacul? Vorbește doar turturică. Da. Te-am închis. Păi și ce-i spun? Mâinile sus, e jefuit. Aia zic, păi. Mâinile sus. Noi stăm cu armele și turturică n-are armă, că pula mea. Și noi stăm cu armele. Stai. Ia-l. Stai, mă, pe loc. Animalele. Doamne, ce animale, doamne, cât de proști! Ia bă, mâinile sus, este. Ce aveți, băieți? Ce s-a întâmplat? Haide bă, vorbește! Zi-l să vin aici, în munți! Ia, vin pe munte, hai! Vine mă, după mine! Dar ce s-a întâmplat, băieți? De unde sunteți? Cine sunteți voi? Vino mă după mine, ți-am zis, n-auzi? În munți aici și să-l percheționăm, să-l slobozi. Vorbește cu băieții să nu ne facă nimic, zice că-i, ziceți-le că-i prank pe aici. Am vorbit cu băieții din mobil. Spune-i să pună în genunchi. E ok, bro, nu trage! E de-al nostru! De ce ți-l-a țintat pe mine? Cum adică pe tine? Bro, what the fuck, băi, nu pot să fac un prank la omul meu că farmează foarte mult, că... Colegia a dat două persoane jos. Nu a făcut nimic, bro, suntem de-ai noștri. Am vorbit cu băieții la aeroport, le-am zis de îmbrăcăminte. Stai așa puțin, cu cine? Eu vorbit cu voi, mă? Da. Da, mă, le-am zis că vrem să facem un prank, dracu. Probabil ți-a uitat cine ești. A ținut ăla pe unul de pe de-al țintat pe mine și am crezut că e jefuitor, că am școală cu unul. Nu, bro, nu. E un băiat care farmează foarte mult de la noi. N-are nimica, ia-l și spune că-l omorâm. Facem un prank, scuze. Ce problemă? Te pup.
Hai să ducem undeva să luăm mai un, că n-ai nimic. Urcă-l în squadiul nostru. Mamă, Coia, ținu ținta pe el, ești nebun. Pe mine. Coia, uitați-vă în squadiul lui. Da, Coia, ținu ținta pe el. Da, să ne uităm prima oară în squadii și după aia să-l urcăm în squadiul nostru. Duceți pe ăștia la spital, Coia, că mor cu băieții ăștia din oraș. Sunt doi leșinați. Lasă-o-n pula mea, mafioți. Cum a văzut ocazia de PVP, a început să tragă, exact. Se pusese să mă bată mama cu aia. Nu, în spate. Păcă bă sus. Hai. Care sunteți, mă? Păcă mă sus. Care nu te alo! Îi face un prank. Bă, stai pe loc, stai pe loc, dar și te de aproape de mine. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Dar stai pe loc, dacă mai vrei și doi pași te împușc. Coaie, da. Mergi înapoi acolo. Mane, ești la galbeni? Da. Bun, fix acum 2 secunde am vorbit cu băieții tăi. Facem un prank. Bine, și explicăm și mie. Ce s-a întâmplat? Care e faza, că... Păi ți explic, frate, dacă mă las să-ți explic, cât ți explic, să mor eu. Mi-au împușcat doi băieți. Da, e un băiat de-al nostru care formează foarte mult aici și am făcut un prank. Nu e nimeni jefuitor, nu jefuiește nimeni pe nimeni. Atât. Care sunteți voi? Suntem de la Turcoaz. Bine, băieți, mor. Te pup. Da. Ai mașina asta. Nu merge asta. Ok. Coaie, să-mi bag pula. Hai cu ciburicu. Dar nu cred că avem cheile. Sunteți rest. Re. Sunteți băieți? E vreun spital pe aici? Da. Hai da. Că ne-a ieșit prank, ești nebun. Ia, lasă-l pe ăsta, că-l duc eu. Și ăsta aici, nu merge. N-aveți chei? Nu. Trebuie să mă duc să... Hai la spital, pe jos, în pula mea. Gata. V-a plăcut prank-ul, băieți? Dacă nu mă jefuia unii, aveam. Păi bune sunteți, băieți. Bun prank, mai venim. V-a plăcut, băieți, prank? Nu s-a făcut-o Maria, mai în depozit. Nu am bani. Care a rămas acolo? Mm-hmm. Care a rămas acolo? Interesant prank. Bă, unde-i spitalul, mă? Dă-i, de față, caide. În față. Poți să ieși pe aici. Auzi? Da, aici tot în față, așa. Bag acolo în ziară, walk quick. Da, stai. Dar vezi să fie mic, să nu cu dalea mari că nu merge. Știi sau o iau eu? Ia-o tu mai bine. Sau dă-mi mie. Unde e mă Dan? Suntem în spate la spitalul de la Tabaco. Noi suntem la spitalul de la Tabaco aici? Direct înainte, Dan. Direct înainte. Aduceți-l aici. Unde? Unde? Suntem la spitalul, care spital este? Tabaco. Lângă depozit. De lângă helipad? Da.
nu v-am auzit, gustați. Da, da, sunt da, aici da. Lângă arme sau bani, dar nu știu ce pula mea. Unde sunteți? La spitalul de lângă aeroportul ăsta. Ziceți mă că nu știu. De lângă tapacul. Liped. Ok, ok, vin și acum. Să luați pe Dan și pe Turturică. Dacă sunt și aici, Vasile, vorbești un pic. Ce... Trebuie să-i dăm un pedeapsă lui Dan, că prea mult stă pe caiu. 100 de mii la fiecare. M-a auzit, băieți, m-a luat un băiat de la Galvenul, static, l-am mai explicat. Și-a înțeles? Văd că m-a luat-o static și încă mă ține. Să, mă, să vă chem. Băi, de ce pula mea? Hai. Eu l-am zis! Unde ești? Unde? Tot acolo, unde l-a luat pe Dan. Am trecut pe lângă el, stai așa. Hai înapoi, hai. Hai înapoi. Dați măștile jos toți. Măștile jos? Da, toată lumea. Cu el la spital acolo. Mai și-o spăie. Hai. Prost. Hai, lasă că-mi bat pula, urcă înapoi, Dane. Că... Nu pot să fac nimic. Urcă înapoi, Dane. Sus, Dane! Stai, că mai ești persoană în spital. Mi-a zis că aveți 2 minute să veniți. Da, mă, zic hai, că suntem pe drum. A, nu mai aveți. Okay. Nu aveți loc. Hai, hai, că dăm pe lângă imediat. Stai, stai, vină cu aceea, vină cu aceea. Ah, gata. Aici, în dreapta. Totuși, ce se întâmplă, că nu... am vrut să-ți facem un prank, dar băieții ăștia s-au luat tare rău. Hai. Să ne luați cu mâinile sus, să așteptați să vină toți aici. Da, băieți, toată lumea lângă băiatul ăsta aici cu mâinile sus. Dar ce s-a întâmplat? Execuți ordinele mai întâi. Și tu? Bun, tu, Meg, vină mai încoace lângă mine. Sunt la depozit, mă vezi. Gustav e pe aici? Eu pentru el am venit să vorbesc. Nu am zis, nu am zis să vă puneți în genunchi. Rămâneți în continuare cu mâinile sus. Dar de ce să țin mâinile sus? Am făcut ceva? La următorul comentariu te-am pus direct. Ok, frate, îmi cer scuze. Coaie, ce ratați, să-mi bă pula, coaie. No. Ce am făcut, mă, mâncați-și pula ta? Aparent sunt de la noi, ci că au vrut să-mi fac o farsă, acum... Dar le-am și explicat, coaie! Dă-i drumul, dă-i drumul. Adriano, vezi... Nu, dă-i mă, dă-i drumul, că el nu avea treabă. El l-am luat pe ăsta doar să nu tragă noi, n-are treabă. Vezi că și ăsta-i cu ei. Da, mă, eu eram aici, eu vreau să-mi facă mie o farsă, gen să mă iei pe sus și alea. Da, v-am explicat și pe aeroport și aici de 2 ori. Nu am venit să facem nimic, doar să nu suntem jefuitori. Noi nu venim pe căi. Am venit să stă prea mult pe cai, o să-i facem un prank. De-aia am vorbit cu o fată și un băiat pe aeroport. Le-am și zis de îmbrăcăminte asta, să nu, că nu stăm mult, să-i facem un prank. Aici la fel, am vorbit cu tine, parcă, și cum cu un băiat pe motor. Mi-ați împușcat 2 oameni fără să facă nimic. Păi, nu am împușcat aia 2 oameni. Nu am stat cu ținta pe mine și l-am omorât. Bro, erai la jos nu aici. Știam, 2 secunde. Am înțeles, am înțeles asta. Am explicat odată când mi s-a spus pe stație, da? Am înțeles. De fapt, s-a zis, dar eu nu am fost pe stație, că aveam stația oprită. Ok, n-am auzit, te-am văzut acolo, te-am omorât, te-am lăsat în pace să pleci. Dar ideea este că voi toți nu aveți taxa plătită pe caiu. Ce taxă, frate, că eu nu lucrez? Eu am venit să-i fac un prank lui ăsta și plec în 10 minute. Da, taxa de protecție pe caiu. Ce protecție? Păi dar n-am nevoie de protecție. Păi și dacă nu ai nevoie de protecție, bine, tu se întâmplă. La noi, toate rămâne la noi, dacă tu nu ai nevoie de protecție, nu? No? Păi am venit și eu, bă, să mă bată mama, frate. Ce am făcut, spune. Frate? 10 minute am venit să-i fac un prank lui băiatul ăsta. Nu farmez, nu fac nimica, bro. Păi și de nu am spus că... taxa nu se plătește pentru farmă. Da, nu se plătește. La cine se plătește taxa? Vreau să vorbesc și eu cu Gustav, nu plătesc nicio taxă până nu vorbesc cu Gustav. Da, deci mai jos. Deci am auzit, am vorbit cu Gustav despre aceste taxe
Și am zis când o să ajung și eu mai mare, să farmăm cu toții, să punem bani, că acum noi nu suntem o familie să avem milioane, atunci o să plătim și noi taxă că ne permitem. Da, și atunci ce cauți pe caia? Nu ai protecție pe caia. Permis bro, să mergi pe caia? Bro, dar am venit 5 minute să fac și eu o okay, farsă. Da, și toată lumea care vine pe caia fără taxă, este auzi, dar cu tine n-am vorbit, n-am vorbit pe aeroport. Da. Și de ce nu mai zici de taxă? Pentru că este că dacă știi ce ai tocmai discutat, știai de taxă pentru că tu personal. Te am fost și eu acolo, ai fost când s-a discutat prima dată de taxe cu toate familiile mici, ai spus eu? Că tu nu vrei. Da, da bă, stai puțin, ai zis mai devreme că știe de taxă acum și că ai tot plătit când mai crești. Acum 2 secunde ai spus că ai spus că o să plătești când o să mai crești. Până acum n-ai plătit, ai venit pe caia, ți asumi. Fără plătește taxă. Fără sună. Bine, fără cât este taxa? Nu plătești acum. Da când? Taxa trebuia plătită dinainte. S-a vorbit de taxele astea de 1000 de ani. Păi și de unde să știu eu că dacă vin 5 minute să doar să mă plimb pe aici, nu să farme, să fac nimic, trebuie să fac taxă. Da, bro, și dacă nu venea cineva și te jefuia? Dar nu m-a jefuit nimeni niciodată că eu nu farmez aici. Ce nu înțelegi că el este singurul om? Lumea nu vine să te jefuiască pe caio pentru că farmezi acolo. El este singurul om care farmează pe această insulă. Atât. Noi okay, am venit să facem un prank, să luăm de aici la... Ok, ne interesează cine farmează și cine nu. Ne interesează că ați venit cu arme de pe caio, fără să plătiți nicio taxă, fără să aveți măcar cea mai mică protecție și veniți aici cu ideea asta, puteți să fiți jefuiți, deci, la fel ca toate restul okay, persoanelor care vin pe protecție de voi, nu? Care da, sunteți oamenii da, lui Gustav, da, nu? Da. Da. Ok, da, vreau să știu și eu numele tău, în primul rând. Mino. Mino. Omule, dacă mai te coaprindu-ți singură dată că cometești omul aici direct și nu mai ajungi nicăieri să știu nimic. Ce pula mea cometești toată dacă nu înțeleg, ia. Lasă dracu tonul la mai aici și ridică mâinile sus mai repede, hai. Gata frate, scuză-mă. Du-te înapoi în linie. Dacă te mai prindu-ți singură dacă tu pe ăsta pe tine te-am pușcat în cap, s-a înțeles? Bine frate, hai băieți, dați-le armele. Ușor, pe rând. Mă gândesc dacă vă iau armele, mai uitat rămâneți cu mâinile sus. Cineva să ieși din linie. Băi, și vă uitam să dați armele sau așa că nu înțeleg. Păi nu v-a zis, bro, că îmi confiscați toate armele? Că trebuia să plătesc taxa? Să... Te calmezi puțin, să vorbești da, și tu ca un om foarte normal dar sunt care este amenințat că... de... Dar ți se pare că nu și... sunt calm? Ești foarte mă gata, mă, taci, că vorbești prea mult. Spui că vorbești tu cu Gustav și chestii în astea. În momentul acesta ești pus între alte 10 persoane cu arme în jurul tău care vor să... Îți păi facă felul zis? Momentul ăsta. Păi nu, doar ce-am scos două armele, că nu mai am nicio păi șansă, toată nu? Lumea care ajunge să fie jefuit pe caio poate să fie om să înțeleagă să nu comenteze. Nu e nimic special în cazul tău că ești tu cine ești. Doar nu sunt nimeni, okay? Frate, am venit 10 minute și plec. Păi, ok. Eu te-am întrebat pe tine, îmi trebuie protecție pe caio, da? Când față m-ai de... întrebat pe mine asta? Acum, îmi trebuie protecție pe caio, nu? Că este da, o taxă. Față de noi ți față s-a spus de o grămadă de timp. Da. Deci voi mă jefuiți. Da. Mă, păi ok, atunci faceți-vă treabă. Eu nu știu lucrurile astea. Eu nu știu lucrurile astea. Nu, tot. Băi, cred că pe tine te omor, sincer să fiu. Cum vrei tu, frate. Tu ai pistolul mână. Vene, luați fiecare tot de din câte văd, atitudinea ta nu prea pare așa. Pare că tu ai pistolul mână. Auzi? Unul de la stânga, unul de la dreapta, luați de la fiecare tot ce are la el. Uiți, domnii, pe negru cu alb. Știți că Gustav știe de această acțiune. Atât ai? Dacă doriți să vorbiți cu ele, să vă confirme și nu este o problemă. Ok, nicio problemă. Se știe de foarte mult timp că cine are taxa plătită pe care ajunge în situația în care se duce. Eu știu lucrul ăsta, dar să știi că eu cu Gustav mă înțeleg foarte bine. Da, mă, nu ne pasă, rămânică mâinile sus și gata, mai mă tot fuți atâta cu vorbești. Vorbești mult prea mult, mult prea mult vorbești. Eu ți-am zis, dacă îmi scrieți bine cu Gustav, când ajunge în oraș, puțin. Când ajungi în oraș, sau când e în oraș, și îi spui de acțiunea asta. O să la tine. Bă, tăciți puțin, faceți toată chestia asta în liniște, că se discută aici. Dați tot ce aveți ilegal pe voi. Tocați voi mâna, putinare, tocați voi mâna. N-ai loc. Scuze, stai așa. Mamă, e greu. Gata. Pareză. Greu, rog. Așa. Gloanțele? Dă-mi înapoi. N-are nimic. Rânge, mai auzit? Dă-mi combatul. Da. Ți l-am dat. Putem, pot să-ți arăt, gen. Să vezi. Ăștia doi sunt goliți? Și tu, Verde. Da, da, i-am dat armele la băiatul. Dați armele să scoateți glanțele din ele. Ca să nu fie probleme. Băiatul cu barul basului, nu? I l-am dat la
Păi, te-ai verificat o dată, că erați prea mulți acolo. Te-ai fost verificat. Și glanțele? Te-ai fost verificat. De ce ești îmbrăcat așa? Nu, că le-am. Bun, stai să văd dacă mai e ceva. Nu știu să mă îmbrac cum vreau. Dă-ți-mi și mie apă. De ce ești îmbrăcat așa și n-ai pic de geamă pe tine? Dă-te-mi partea cealaltă. Tu, vine aici. Sau vrei să ne suportăm să-ți arăt? Caia. Nu. Și te jeliber, du-te acolo. Păi nu, dar mă încurcam cu ăștia, vere. Și glanțele unii le-ai dat? Poftim? Aproape de depozit, vine aici. Da. Urge. Mai are cineva ceva pe el? Nu. Mai rămâne să ieși puțin. Foarte bine. Bine, rapid. Nimic. Doar vorbească John. Rămâneți, mai faceți o discuție de seară și după stiți liber, băieți. Da, bă, acum am pus să faci tu ce prank, băi, tu sau ce... Pus să faci și tu acum, leger. Odată când nu încurci al de persoane, păi ce-a pus să faci ce vrei tu, dar fără măși pe față, că lumea vă consideră jefuitări. Simplu. Înțelegi? Se pare că te-am încurcat cu ceva, bro, seara asta? Păi atât timp cât te-am văzut că ăla era cu mâinile sus, plus ăla de pe munte, adică de tata a rămas pe mine, cred că m-ai încurcat cu ceva, nu? Salut! Ok, frate, bine, îmi cer scuze de că te-am încurcat. Salut, ce s-a întâmplat? Ești arogant. Nu sunt arogant, frate, dar... Să mor eu dacă nu mi se ia de orașul ăsta cu... Am venit 5 minute... Nu mai intră! Deci nici măcar... Bă, dar nici măcar nu mă las să vorbesc cu aia, numai tu vorbești, pe atunci vorbește tu și lasă-mă! Iată ce-s, bă, ce s-a întâmplat, bă, ce faci? Îți explic eu ce s-a întâmplat. Am venit 5 minute, am vorbit cu băieții tăi de 3 ori, le-am spus de 3 ori la 3 oameni diferiți ce s-a întâmplat. Le-am explicat că n-are taxa plătită pe caiu și că asta se întâmplă dacă n-are taxa plătită. Corect. Bun, le-am dat armele. Salut și bună ziua, ne auzim. Revoltat, ce nu dar nu sunt revoltat, bro, m-ați întrebat niște chestii și eu când vă răspund, îmi zice să nu mai vorbesc. Păi dar nu mai vorbesc și gata, rămâneți aici. Să ne iei că vorbești bun, bă, gata, că ne lungim degeaba. Bă, ideea fără, e că dacă n-ai taxa plătită pe da, bro, știu. Nu vii cu armă, pe care taxa se plătește în oraș, înțelegi? Am înțeles, dar eu am încercat să le explic la băieții tăi o... ce? Așa. Am încercat să le explic o chestie. Înțeleg ideea taxei pe caio. E foarte bună, implementată, că te protejează, protecție, înțeleg, o idee foarte bună. Dar eu cu Gustav, așa credeam eu până acum, că mă înțeleg foarte bine și am venit doar 5 minute. Nu vin să farmez, nu vin să stau o săptămână. Okay, și am uitat, crede-mă, că eu de 4 luni de zile sunt aici în orașul ăsta și sunt o familie mică și nu mi-am permis nicio măcar o dată să plătesc taxa pe caio. Singurul om care farmează pe caiu este un băiat de la mine care stă toată ziua aici. Am venit doar 5 minute și plecam. N-am deranjat pe nimeni, n-am înjurat pe nimeni, n-am tras la nimeni. Mi-au omorât doi băieți. Am vorbit cu băieții tăi înainte pe aeroport. Irrelevant. Băieții tăi au fost omorâți. Dar lăsați-l să termine, vă rog. Dar nu-i mai explica. Și după aia, pur și simplu, am zis, bă, uite, ok, dacă e să stau să farmez așa, ok, n-am nicio problemă, îți dau taxă, că... Poate ajută, poate asta a fost și ideea taxei. Dar vin și plec. Și eu doar i-am întrebat pentru ce e protecția asta. Taxă pentru protecție de voi, că mă jefuiți voi. Și mi-au zis că da, păi și atunci ok, m-am jefuit, am plecat, salut, nu mai vin niciodată aici, punct. Cât de cât când plătesc taxă. Bun, ideea e în felul următor. Eu știu, ok, tu te înțelegi cu Gustav, dar pe tax, pe ăsta, pe caiu nu se calcă fără taxă. Adică e o chestie... Ok, înțelegi? Acum am înțeles. Puteam să înțeleg și altfel, nu știu, decât cu mâinile sus, cu statici, cu... Mă rog. Da, nu știu ce am făcut, dar ți-am zis. Pe da, l-au luat. Nu se calcă post... fără taxă, de cam asta e ideea. De la Coco. Bine. 5 euro. După ce te-au lăsat să îi duci pe ai tăi la spital, cineva a văzut pe la Ifca chat cu tău se frustrează, a zis că ai zi iau hată zi de a te au întors din dumneavoastră paranteză închisă. Depozit, da? Eu am întrebat, bă, cine a tras, că s-a tras, da? Mi-au zis că, bă, vezi că ea din spate l-au pe la o static. Ai înțeles? Eu când am venit, zis, v-am văzut post și l-am văzut și pe ăsta cu mâinile sus. Da, s-am tras, că l-am văzut și pe la sus acolo și am văzut că trage mine. Nu-ți altă treabă, că nu v-am urât de nebun. Hai să conducă cineva să plecăm de aici. Nu a fost altă treabă. Da, bro, stai liniștit, te salut. Salut, spor. Da, mă, știu, băi, că ai crezi că sunt atât de prost? Voi chiar mă credeți atât de prost? După ce te-au lăsat să-i duci pe IT la spital, a văzut pe live că chatul tău se frustrează și își iau hate de aia. De aia m-au întors din drum. Știu un pula mea lucrul ăsta. Pula. Tu ai plătit taxa pe caio. Nu mă, Don, nu am plătit, dar eu nu vin cu armă niciodată aici, pentru că am plătit-o și fii atent, taxa asta e nu numai la
Armes. Taxa asta e că dacă eu... Da, cu aia, dar am venit 5 minute. Putea să ne zică, bro, vedeți că e o taxă, vedeți că puteți să plătiți. Nu aveți voie așa. Puteam să le plecăm de pe caiu sau puteam să nu mai venim sau să plătim taxa. Dar nu să mă iau o static cu aia și să-mi omoare doi oameni că sunt ei mafie mare. M-am săturat cu aia de arfele astea de mafiot în pula mea, mafiot pe burta goală, că dacă vorbesc acum iar prostii de se supără lumea pe mine. Da, lasă așa. Ce pula mea, cu aia toți mafioții în pula mea, toți mafioții în Los Santos, miros a Levanțică și a Dr. Oetker. Mamă, Dane, ce dracu că avem o vârstă în pula mea. Dacă-i cauzi, n-au bacul luat jumate din ei în pula mea. Ce dracu, mă, cu aia, mi-au taxă că am venit 5 minute să fac un prank. Luați-vă-n băiați, mă. Lasă-o, mă, cu aia, cu toți ratații tăi. Păi să pun că nu, atunci. Am înțeles cu aia, dar uităm în pula mea că suntem într-un joc. Dacă eram eu să iau taxă, aia vine cu mine. Să mor eu dacă îi luam taxă la Gustav. Că na, Gustav e omul nostru până la urmă. Puteam să spună, bă, vezi că e taxă, nu uita lucrul ăsta sau vedeți că spital? Ești un frustrat, mai dă-te morți, măte, de aici. Du-te, uită-te la noră pentru mama. Helicopter? Dă-l mai dar eu înțeleg că e treaba asta cu mafie și ești un mafiot în joc. Dar hai să nu uităm în pula mea că ne înțelegem între noi pe joc. Adică suntem o comunitate. Putem să nu știu, să discutăm, să zicem, bă, uite, știi că pe Caio este o taxă, nu veni. Du-te înapoi și te întorci când plătești sau nu coi, te iau static, te omor, te împuci, FG-i la mine. Doamne, coi, am venit și eu acasă obosit, sunt mor de răcit și mă ia la rost toți transpirații în pula mea. Toți. Adevărat. E mai bine decât viața. Mă lași coi în pula mea. Cine e elicopter? Unde mă roleplay-ul aici? Unde mă roleplay-ul? Că s-a dat la jos din mașină și mi-a făcut două gloanțe la ăștia, i-a omorât. Zici că mă joc să mă bată mama, că vorbesc cu râși și iar se supără Hara și Carlito pe mine. Bă, care au zis? Care au zis care elicopter? Suturică, mai fă un drum, mai fă un drum, să ne mâi și pe noi mâncați. Hai, fac, mai fac, mai fac. A, nu mai vine, nu mai vine. Și pe Sandy. Cum? Zic, nu mai bine ne lași pe Sandy acolo la Hillpad. Hai că mergem în Sandy. Bă, dar cum mi se întâmplă cu aia numai mie? Bă, eu înțeleg că este o taxă de protecție pe Caio. Eu înțeleg și înțeleg roleplay-ul. Gustav e creier la treaba asta. Dar chiar așa, mă, cu aia nu ne mai cunoaștem pe Caio? Nu ne mai cunoaștem cu aia? Nu mai suntem o comunitate? Friends play together? Suntem mafioți acum? Cu aia, dacă era bătrânul sau cineva tot așa... Bă, dacă era Gustav să mor eu dacă nu mi-explica Gustav.
am uitat dracu de taxa aia, că nu stau eu să vin să farmez, să stau să plătesc taxă. Când o fi oficială, vin și plătesc taxă. Sunt fierți pe taxe, cu aia nu sunt fierți, sunt ei, se plic. Cu aia ce roleplay credeți că are băiatul ăla care a vorbit și a zis că mă împușcă? Ce roleplay credeți că are el în seara asta? Deci vreau să-mi spuneți, în momentul ăsta în chat, băiatul ăla, nu știu cine era băiatul ăla. Ăla care a vorbit și a zis că mă împușcă ăla cu pistolul. Ce credeți, acum el ce credeți că face în momentul ăsta? Ce roleplay are el în momentul ăsta? CSGO? Farmează? Mă, deci fii atent. Vă zic eu roleplay-ul. Ping aici, mă plimb până aici și până aici și dacă văd că cineva îndreaptă arma spre mine, îl împușc. Gata, salut, ne auzim, vă sun eu. Coi, le-am explicat, vreau să... Băi, vezi mă, de asta, de la oameni de genul ăsta, mi se taie mie cheful de roleplay și de făcut ceva pe... Ăla e Adriano Bam. Să mă bată mama dacă a auzit cineva de el. Sau... Adriano Bam. Adriano Bambuzel. Nu mai vorbesc, bă, Xes, nimica, nu mai vorbesc. Bă, coaie, bă băieți, vă zic ceva din tot sufletul meu, eu pe comunitatea asta sunt un intrus, eu am venit și eu pe comunitatea asta de un an. Bă, m-am uitat și eu la live-uri, bă, vă jur, fiți atenți, haide să vă zic ceva, m-am uitat și eu la live-urile lui Carlito, coaie. M-am uitat la live-urile lui Carlito, m-am uitat la live-urile lui Tony. Cum e, mă, Carlito pe YouTube? Roleplay, bă, știți cum era, mă, roleplay-ul înainte? Bă, ți era drag mâncați și pula ta. Hai să vă arăt ceva. Uitați cu e. Roleplay, next update. Stai, mă, să vedem un live. N-are, mă, ăsta Carlito live? Funny roleplay moments. Bă, ți era drag. M-am uitat undeva, Tony oprise la semafor pe cineva. Bă, discuții, roleplay. Să mă bată mama, coaie. Acum... Piu, 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 piu. Mamă, frate, ai făcut un ofir, frate. Te-am împușcat primul, nu, frate. Piu, 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 piu. Stai, mami, puțin, că mai am 5 minute, mami. Mai am 5 minute, mami, să-l împuși pe ăsta. Piu, 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 piu. Băi... Uite, mami! Uite, mami, l-am omorât! Uite, mami, mi-a zis că-s mafiot! Uite, mami, sunt mafiot, ești nebună, mami, că-ți trag un pumn în gură, mami, de... Te-ntorc pe dos! Nu știu unde să găsesc live-urile cu Carlito. Cine mă ajută? Nu Hara, mă. Cum e, mă, ăsta Tony? D22TNY. Cum e Tony, mă, pe YouTube? Bă, n-are... Bă, ziceți-mi și mie. Băi, nu mai plânge atât, ai probleme psihice. Ești un cancer pe comunitate și ai noroc cu Hara și Tony, că te țin aici. Aoleu, mor. Băi, mai tăte, mă, în pula mea. A venit cine să judece. Les Biters. 14 ani, clasa 8B. A luat capacitatea cu 7.50. A mâncat o banană înainte de somn și acum e sub plăpumică. Îmbrăcat în Sleepy cu Spider-Man.
nu prea văd de ce. Până în curbă, bă, până în curbă aia de acolo de fără. Cumva până în curbă, că până în curbă nu mai punem frână. N-ai cum să virezi. Păi să mai pune și frână, bă, handicapatule. Ai învăț că nu ne brembă, bă, nu-i problem. Prima, deci, primul viraj la dreapta, acolo pune frână. Păi da, e aproape. Nu, la al doilea dacă e viraj la dreapta. Păi la al doilea e deja până. Bă, dar știți, bă, că aveți robori, băi, de burilor. Ce avem? Da, bă, să-l, asta e pierdut curs, am dat două vii să repar și o mașină, adică. A venit mecanicul, super. Da. Zi eu cu te... Păi, lasă-o, da, bă. Odru, bai, bă. La contacte, boss-ule, ole. Deci, uite-te, uitați-vă puțin. Că pot să dau heal. Deci, de la 40... A urcă mașină. Ăsta, bă, pe-i ciucane, mașină. Deci uitați-vă cât e, cât ținea un roleplay. Da? Cu aia amintiți-vă de roleplay, mâncavași. Mă faceți pe mine plângăcios și toate alea, dar voi singurul roleplay pe care îl faceți e să împușcați polițiști în GTA 5. Hai să nu, cu aia, eu totuși mai încerc câte ceva. Hai să nu uităm, că eu totuși mai încerc o alt fel de urmărire, o alt fel de un alt fel de shooting. Eu tot mai încerc cu aia. Asta nu apreciați, rataților. Știți să dați hate. Bă, de ce n-ascult eu de ăștia cu aia când îmi spun să nu iau, să nu pun la suflet toți ratații. De prost de aia. Da, ai voi tot asta pur doar banda mea acolo. Și ceva, mă? Mă duc și fac taxi în bapul ăla. Bă, nu sunt magne de ghinion. Chestiile astea se întâmplă și... Dar numai că la mine se văd cu aia. Auzi, dar tu... Când lucrezi la tatuaje? Sau cum? Eu? Da. N-ai răspuns la întrebare. Bă, n-am zis, mă, cu aia că... Gata, Vago s-a opărit. Am zis că sunt unii care... Probabil s-au plictisit. Nu știu, s-au plictisit cu aia, alte explicații eu nu văd. Alte explicații eu nu văd. Am înțeles, au niște ordine, dar cu aia suntem în același server de 2 ani de zile. Poți să vorbești cu mine, poți să discuți cu mine. Nu să ții filme de mare mafiot că ești tu mare mafiot. Bătrânul, de ce nu faci așa cu aia? Bătrânul, de ce nu se dă mare mafiot în fața la oameni? Pentru că are o vârstă cu aia. Nu pot să-l compar pe bătrânul cu băiatul care mi-a luat mie tecu în seara asta. Nu mai vorbesc cu nimeni. Nu mai vorbesc cu nimeni. E genul un gest urât, pentru că puteau și ei să țină cont că suntem o familie mai mică și pentru noi banii și armele nu sunt așa de ușor de procurat ca ei, cum stau cu pistoale la 1.000.000 și puteau să te ajute cu aia. Puteau să te ajute, să zică, bro, uite, te știm că ești de la motel, că ești Don Ombladon, te-am mai văzut, uite, pula mea, să te ajutăm. Nu mai veni fără taxă, că ești în pericol. Sau, pula mea, am vorbit acum 4 săptămâni, eu nici nu mai știam de taxa pe Caio, mă jur că nu mai știam de taxa pe Caio. Ești familie mică și trebuie să faci ce spun organizațiile mari sau nu o duci? Bă, eu cred că avem mentalități diferite, Nicole. Eu asta cred eu, că avem mentalități diferite. De asta tu acum te uiți la mine și eu nu mă uit la tine. Te-ai prins?
Ești prea prost? Uite, vezi, de asta eu nu te jignesc și tu mă jignești. Și de asta nici nu o să-ți dau hide. Pentru că mi este foarte lene să dau alt tab. Și zici de noi că suntem canceri? Te-ai simțit? Eu am zis că unii dintre voi, n-am zis că toți. Dar dacă te-ai simțit, e problema ta, nu știu ce să zic, Nick Hole. Fiecare pădure are uscăturile ei. Și fiecare mafie are și paralizații ei. Da? Dacă tu te-ai simțit, este fix treaba ta, Nicole. Înțelegi? Nu te înșini pe tine. E din Vagos? A, Nicole e din Vagos? Tio, vere, sincer, exagere și prima dată ai făcut la fel când ți-ai închis mafia. Termină cu astea. A, mă băieți, ați venit pe bune cu hate. Ce dracu, aveam pretenții, mă. De la unii dintre voi chiar am pretenții enorme. Mă băieți, dar dacă ceva nu vă convine, de ce veniți să scrieți aici? Că ăsta este un live caritabil. Aici noi ne învățăm chestii, noi ne simțim bine între noi. Este o comunitate aici la mine pe chat. Păi da, e ceva ce nu-mi convine mie și este treaba mea ce fac eu pe live-ul meu, nu? Să ne exprimăm opiniile, că de-aia e chat. Dacă mi-exprim eu acum opiniile, cred că pleacă 40 de bărbați de pe chat. Ia stai să facem noi puțină curățenie, că deja nu-mi place cum se arată chat-ul. Hai, vă pup băieți, ne auzim, vă sun eu. Bun, ce avem aici? Tio, pe Tio las, Midu, pate, pup, te salut. Meg, te pup, te sun eu. Cine mai comenta pe aici, Iurea? Gata? Ce? A făcut taxi? Nu mai contează la asta. Da, săracu. Nu am văzut Albert Fujimoto, că sunt multe mesaje. Da, unde? Mai scrie o dată, dă-i un copy paste că s-a dus. Știu. Sau dă-mi în privat pe Discord. Salut. Ia să zici scot. Poate ești o mașină. Dă-mi, dați-mi copy paste la ce a zis Albert Fujimoto. Ce faci? Mă duc la taxi, fac două curse să mă liniștesc. Spor, spor. Sunt supărat. Ce ți-au luat ăia de pe? Pula, nu e vorba de asta, e vorba de gest. Nu, nu sunt de acord nici eu cu ce au făcut. Putea să fie o excepție. Au ordine și le respectă ce se le face, aia e, dar pula mea. Îți place mașina asta? Putea să-mi explice cu aia, că eu nu știam de treaba aia. Da, așa e. A fost da, nesimțită aia, da, Mino aia. Salut. Ești că mai calc pe Caio, am închis și ochii șerifă, pup.
Păi sta mă, Albert, parcă... Păi da... Nu, mai zici nimic. Lasă-și. Parcă nu avansam că eram inactiv. Acum... Că nu iese ca mine. Mersi mult de 5 euro și de 1 euro. Ia băieți, că luați și voi o pauză. Luați o pauză, boys. E târziu. Ha, ciao, ne auzim. Stăm pe spate. Bă, de ce nu mai merge? Gata. Da, da, băgăm un taxi cu maimuța. Dăm un taxi cu maimuța. Taxi Pelicanos.
Cred că da, am permis, nu? Știu că am dat de permis. Ce scriu acolo, vorbesc cu persoană. Gata, băieți. Opa, deci de fiecare dată când închiriez. Băi, ce... Da. Ce faci, frate? Dacă ai sunat la prank... Îmi dai pula în gura ta, îmi dai banii pe benzină cu aia. Bă, cum adică prank, mă, jegos în puțin. Zi, zi, vin să te iau că am... vine comandă. Frate, am și nevoie de un taxi la motel. Deci dacă... Am rămas aici fără mașină, frate. Bine. Mai ies la motel dacă îmi bag pula în tine dacă nu vii să mă iei. Nu cu aia că vin eu, m-am pus pe tine. Păi hai vino, hai vino. Vezi, oricum știu că tu ai maimuță la taxiul ăla. Du-te-n pula, hai vino cu de hai. De unde pa. Știi tu? Lasă că știu eu că am mai mers cu tine, du-te în pula mea de nesimțit. Bine, lasă că știu aici, cimpanzeu tu, hai vină cu aceea. Hai, ce? I-am pornit maimuță. Am gorilă, nu maimuță. Îl ardem pe metică căcatul. Salut, salut Sex Drive. Aici, aici, domnul de la taxi, să trăiți, să trăiți. Seară frumoasă. Ce faceți, domnule? Cui, deci uitați-vă puțin, ăsta are mașina aici de 5 milioane, sau cât e mașina aia, și merge cu taxi. 15. Și merge cu taxi. Așa.
Salut, să trăiți, domnule. Salut. Păi nu, e cam șofer, așa, să trăiți. Ai băut? A, nu, frate, hai condu. Bă, jegosule, ai maimuța, mâncat mie pula. Păi, de ce vorbești tu, că te dau jos, dă-te în pula mea, îți dau cu cheia franceză în cap. Bă, jegosule, vezi că am pistol la mine, hai, mergi. Ia dă-te jos, futute, îngură, ia dă-te jos, băga mea și pula în gura ta să-mi bag. Am mâinile în șolduri. Dă banii pe cursă, că îmi spar capul. Dă banii pe cursă. Bă, dă banii pe cursă, că te iau mama, dracu. Oricum îți dădeam o căcatule. Dacă vrei vorbește, să dăm așa, vorbește, ia mâinile sus, mă, jegosule. Bă, băga mea și pula, lasă-l ajuns. Ia dă-mă, băga mea și pula în tine. Dacă mă oferesc, dă-te. Hai, urcă sus, dă-te în pula mea. Auzi, mă? Auzi, mă, jegosule, auzi. Nu stai cu acazul, tina, apă, că l-am cinci. Ce... Ce... Băi, tu ești pe bune, cu aia ești un animal. Vezi, miroși propria bășină? Logic, drept. Unde te duc, zi? Vreau să văd ce am mâncat azi. Nu știu, mă doare în pulă, conduc. Bă, jegosule. Dacă mă mai faci jegos, mă dau jos și-ți fut ok în cap. Jegosule? Eu zic ție, Mitică, căcatul. Mă doare în pulă, să-i suși pula și-l Mitică și-l Udi. De ne faci pe noi căcați. Așa. Bă, zi-mă, să-ți trească ție tot ce ai tu mai scump, așa. Vrei serviciul ăla? La modul cel mai serios. Da, să te ocup de el. Mă ocup, da. Dar devine al meu, nu un chirie. Morții tăi. Ți-am cerut vreun ban? Păi tu vrei să mă ocup eu de el și să rămân al tău, nu? Bă, rahatule, ți-am cerut vreun ban? Bă, nu, dar înainte nu era pe bani. Era de la primărie. Nici acum nu o să fie pe bani, căcatule. Ți-l dăm ție, dar să te ocup de el. Păi... Pentru că noi ne-am ocupat ce ne-am ocupat de el, doar că bag pula în el de service. Și de vreo săptămână e ca în gol, dacă mă înțelegi. Devine al meu serviciu sau lucrez eu acolo? Devine al mătii, logic că devine al tău. Ok. Dacă zic că ți-l dăm ție, dar condiția e să te ocupi de el cu aia. Adică să fie mereu oameni la el, dacă mă înțelegi tu pe mine cum era înainte. Te înțeleg. Hai, bag asta în buzunar, că ai buzunarele mari. Hai, suie, hai că conduc eu taxiul tău, dă-te. Mă doare în pula. Băi, n-ai voie, dă-te jos, Mitică, lasă-mă să-mi fac factura cu ei. N-am voie? Băga-mă pula în tine, stai și. Dar nu-ți sparg eu bordul și jegosule, stai și să vezi. Și bag cheia aia, căcatule, că faci job de la legal. Coie, ce faci, mă, ratatule? Mitică, ce faci, mă? Eu? Ce fac? E bine, tu? Fătu-ți rasa, măti. Tu ce faci? Ce faci, eu sunt la poliție? Bă, nu cu aici ratat. Așa, ți-am spart bordul, haide, urcă. Stai. Descuie-mă ușa, că nu pot să mă urc. Păi, bă, ratatule, mașina ta descuie. Căcatule. Ridică-te, dă-te jos, putuzura asta, mă. Păi, mașina ta, descui-o, nu mai fi prost. Ridică, dă-te jos, că te omor. Eu ți-am deschis dă-te ușa, urc. Dă-te futu-te în gură, bă, dă-te jos. Bă, cine, mă? Te omor, futu-te în gură, Ridică. Haide, mă, urcă. Bă, dar urcă în spate, că e COVID, e asta. Bă, au, ia stai-mă acolo sus, dă-te în pula. Fută-te în gură de animal, tu. Hai, urcă-o, că-ți dau și trusul la mașină, dă-te. Păi nu merge să mă urc. Păi e de la mașină, descui-o, ratatule. Păi nu merge, du-te în pula. Gata. Ah, gata, mă. Hai că mă ajută poliția gata, la ora asta. Gata, ți-am închis ușa wireless. Da, mă. Fii atent că spun... cum pornesc că stau?
Bă, mi-ai resetat ceasul, putu-te în gură de ratat. Păi du-te în pula mea, mă, mă furi pe față. Cum îi dau drumul? Zi-mă cum îi dau drumul, nu mai știu. Bă, lasă-mă să-mi factura mitică, că mă leagă ăștia. Da, mă, era 550, zic cum dau drumul la ăsta. Mușchiul ăla, page up. Mersi de 5 iron, așa. Minus tecu, mersi mult de 5 iron, frate. Nu mai arăta, mă, e căcatule. Și fii atent, hai să te învăț o chestie, fii atent. Ah, ce faci, frate? Ce faci, faci de la? Uite, eu merg, tu. Da, și mașina? M-a rugat la Dumnezeu să se repare singură. Băi, coaie, nu face de-astea, bă, mitică. Ce-am făcut, frate? Trebuie să-ți dau 550 plus 157. Bă, jegosule, tu mă faci la bani, dă-te-ai în pula mea de nesimțit. Mă rog, serios acum, lăsând Caterinca la o parte și asta. Să ai mereu oameni, coaie, mă pici pe tatușopul tău și ce pula mea aici, știu că slăbiciunea ta. Bă, jegosule, du-te-n pula mea. Ia oprește puțin. Ia oprește-mă puțin, n-a oprit ăla. Să ai oameni mereu, coaie, la servisul ăla. Adică măcar unul, doi să ai acolo. Da, frate. Și e ok, înțelegi? Ia stai mă și. Ce faci, mă, frate? Păi sunteți muiști? Reveneți ușor, frate. Bă, lasă-mă, bă, coaie. Nu mai face de-astea. Păi da, sau că merg pe banii mei, dă-te-n pula mea. Da, mă. Coaie, unde e poliția română? Unde vrei să te duc, frate? Aici, da, mă. Sunt eu. Uite bine, tu? Ia du-te în față, ia du-te în față. Ia. Ce fac ăștia? Bă, mitică... du-te mă așa, mă. Stau mă așa, mă. Mitică de shit. Ce s-a întâmplat? Ce face s-o? Bună seara. Auziți? Bate, mi-a auzit? Cel dracu de nesimțit ai maimuță și cum stă mașina pe loc. Am urangutan în maimuță. Coaie, ai babuin, dă-te pula mea că merge ceasul că stai pe loc. Ia de-te jos să-ți arăt o schimb. Ia. Vezi că acum poți să-ți furi oricine de mașina. Dă-te-mi pula mea de aici. Am gori. Gorila. Te duc undeva, șefule. Te duc undeva, colegul. Elefant. Ce-ai zis? Te duc undeva. Nu, cam aici. Mașinuța mea. Am înțeles. Mersi oricum. Cu plăcere, frate. Ce liniște e pe chat. Dăm drumul, băieți? Credeți că s-a potolit lumea pe chat? Le dăm și lor o șansă. Celor care n-au membru, că bă, sunt oameni care n-au greșit pe chat. Sunt oameni care n-au greșit și stau la coteț și se uită și n-au drept la replică din cauza unora care dau cu hate. Și nu știu să înțeleagă un punct de vedere. Mai lăsăm puțin să fie liniște. Never,
stația de taxi care e 22? Salut, colegii! Salut! Te bagi în cufăr și el vinde casa, tu ce ai făcut? Ceva comenzi? Da, nimic, dacă pierzi. Ceva comenzi pe seara asta, băieți? Ce comenzi, Barusane, că suntem la petrol? A, asta e de petrol, scuze, frate! Ce comenzi, fere? Ai de... Eu sunt taximetrist, frate, am crezut că am intrat pe aia de taxi. Care e aia de taxi? 6? Nu, cred că există de taxi. Se pare că 100 e. 100? Bă, ești nebun. Da, aia e. Mergi la petrol. Care, care e de taxi? Asta mai stai și tu aici cu noi. Păi, mai stai și tu pe aici. Bă, dar ăla e ISC, ăla e ISCTR din față? Care, mă? Ăla din față. A, da, e ISCTR. Din față. Ce, mă? Țeapă. Ce om? Ați fugit? N-aveți licențe? Eu n-am licențe dacă e. He he, boi. N-am licențe, puiu. Bă, mie să nu mă controleze la cântar, că am pus pe ea. Bine, mie să nu mă controleze la buzunare. Dar dacă sun eu la poliție și declar tot ce a spus? Ai, poliția știe, mă, ce ai. Lasă-mă gura mică. Nu-ți fă griji că poliția știe. Eu uzi asta, mă. Gura mică, bă, tată, ce, mă? Hai, mă duc pe stația de taxi, băiți, aici e petrolist. Ceau. Fii rântins acolo. Ceau. Care, mă, 6? Nu te poți conecta la această frecvență. 100? Care, mă? Salut, colegii. Sunt singurul coleg de pe tură. Ce? Nu știu, 600 mă gândeam ca să dau revi... Ce faci toată cu rangă? Ce rangă, frate? Joacă care va un barbot pe sume gigantice? Da, boss, pe cum ar fi? 10 milioane, o mână și atât. Ha, nu știu, boss, pe da. Seara asta vreau să mă sinucid. Aoleu, de ce? Sau să petrec. Aoleu, băi, da. Aici e el cu sabie cu două tăișuri, în caz de... Hai pe 5.000. Dar parcă îți știu, joc pe 50.000 dacă vrei. 50.000? Ia și din bancă? Cu cardul merge? Nu, trebuie să ai la tine, trebuie să ai la tine și zaruri. Că n-am eu zaruri și na, poate au băieții. N-am zaruri. Are cineva zaruri? Pe că vrei să jucăți băieții. Bă, dar e ilegal să joci barbut? Nu cred. În zone publice, gen... Că gen, eu sunt taximetrist, Bă... La casino nu este ilegal. Ești taximetrist dacă e. Eu sunt taximetrist cu aia, mă, cu taxi, uite. Bă, dar eu știu vocea, nu, mi să nu te știi. Confund. Te mă confunzi, frate, mă o să bar la păcănele. Bă! Cu aia numai e cazinou, cum era? What? Au schimbat cazinou? Oh my god. Uite câți morți. Ce sunt ăștia, mă? Mă, ce sunt ăștia? Struguri, nici un strugure, nimic. Nici o pulă, nici o sulă. A, pula în ele. Ia, vezi, mă. Uuu, cireș. Nu, mamă, dacă mai dădea unul, dacă mai dădea unul. Un strugure futu-s morții și strugurii, mă, să-ți fut băgamea și mă, în casinou, mă. Ia uite cum pierd eu banii la aparate, băi. A, două cire și ce pula mea, ia căpul negru. Aia, pan, cherdu și dublajul ăsta. Toți morții, mă, ce să spun. Ia, Hai roșie, e negru. Nu, e neagră. Da, ta mă, să-ți trăiască ție, că mă doare capul. Stai noi acolo.
Și dă-i în dublaje și în aparatul ăla, băga mea și pula, că dacă nu-l spar pe ăsta. La vârsta ta vezi să nu faci infart. Fac și sex. E nevorbit ăsta, serios. Mai poți bri la vârsta ta? Da, am 78 de ani și mai pot. Ia, struguri. Ne-ai mințit aici, ne-ai mințit, nu, mă. Bă, tata, ești nevorbit? Sunt foarte nevorbit, nu vezi că nu-mi dă strugurii, futu strugurii, mă, ți s-o. Of, și dacă vezi pe drumul doare spatele, picioarele, mâine, bă, da gura. Și întreabă-l pe ăsta la altul, pe nepot, unde ești nepoate? Lasă-mă, bre, că am pierdut 50 de mii până acum. E, dacă ești bun. Ia, stai să vă. Bă, dacă a câștigat cineva vreodată la păcănele? Păi, eu știu, nu știu. Eu cred că ne dă țeacă ăștia cu cazinoul lor. Bă, veri, mâncați-și gura ta, banii. Frate meu. Am câștigat mai înainte, ești nebun, am băgat două mâini, 20.000 direct, strugurii mei. Numai hai să dăm la Cireș, ales. Numai Cireș îmi dă. Ia ziceți, băieți, roșii sau negru? Roșie. Neagru. E roșie 1000%. N-a fost. Tu zgâtu, măi. Ce n-a fost, mă? N-a fost neagră? Ți-am n-a zis? Fost roșie. Ce ți-am zis, mă? Păi tu crezi că vreau să câștigi, mă? Vreau să pierzi. Că mi-ești pula să pleci de aici mai repede, că ne-ai făcut capul calendar. Ești, bă. Mamă, șeptari, mâncați-și pula ta. Domnule, vreți să, vreți să vă arăt etnobotanicile NPC? Sunt acolo vreo 3 specii de etnobotanice NPC. Bă, dar nu pică. Vreau sunetul ăla. Dacă pe cât vă jucați, mă, vede? Pe 10.000. Pe 10.000? Unde 10.000? Omă, omă, calmați-vă, băieți. Calmați-vă, bă, nebuni. Eu te pepenașii. Vezi, pula morții, mătii. O, bine, nu mai înjura, vere. Crezi miza, nu se mai poate. Hai, băgăm pe 200, să termin o dreptă aici. Bagă, moșule, pe 500, unde mergi cu 200? Nu mai băga dacă bași cu 200. Moșule, joacă pe 500 pe zi, ca vă nou. Gata, acum fac și să-mi iau și curce, să moară familia mea, mi-au și curce. Da, păcănelele astea bani. Nu cântă. Nu cântă, sunt mute, dă-le drept. Ia uite, 4 pepeni. 2400. Bine. O să mai pica încă unul. Dă-i o parte în pepeni. Ia uite, bă, pepeni, purii mele. Ce a zis tataia, că vrei strugurii? Mi-a dat mie. A, să-ți iei și în gură. Vino, vrei și să-ți dau bani să joci. Dă coa, mai dă că dacă nu mă duci și scol la bancomat, unde ești, mă? Nu, ține-ți acolo de pensie, că după-mi plângi iar că să mănânc banii. Încoace, dă-ncoace să vă rog, dă-ți să vă rog aparate. Dacă e, să pune asta în fața mea. Încoace, ești pula ta, veri. Mamă, băca mea. Așa, așa să jucă la aparate. Haide, hai la aparate, hai! Mamă, nu mai dă și mie nimica. Băgăm aici. 500 bagi mâna. 500 băgăm. Banii din taxi. Băgăm-i pula morților de bani, hai! Banii din taxi, băieți, s-au dus. Ia uite. Ia uite, bă, mi-a dat diagonală de cireș și n-a luat nimic. Gata, băieți, a plecat miza 500. Nu se mai poate. Plecat și la mine de mult timp. O, mâini 24.000, aia zic. Dar speciale, n-avem aici? Avem, a, dreapta. Ce să avem? Bucovrage să... Bă, dar știi ce lipsește în cazinul ăsta? Un bancomat. Aia zic. Niște târfe. Ne. O tombolă ar merge. E, proși. Am luat. Băga mea și pula morților. Nu pică nimic. Ia uite, cireș aici, 2000 câștig. Mi-a futut, mi-a umplut tabla cireș și îmi plătește 200 mâncare arganțe. Ia dați-vă mă așa. Ia dați-vă să sparg o de-asta. Au, șopule, stai așa, o țără, stai. Stai un pic, că dau o aia. Sparg să moară mama dacă nu o sparg. Fii atent, fii atent, vină un pas să-ți negru sau roșu, ne poate câștigul de 2000 zile. Dă-te, mă, dă-te băga mea și băga mea și pula. Dă-te că vin ăștia de la poliție.
Bă, pe unde ești? Salut, salut, băieți. Gata, mă, hai să dăm drumul la băieți, că s-au liniștit. Gata, băieți. Hai. Haide bă, mă fturcă. Nu e o intră. Cu cine? Că n-ai cu cine aici. Cât ai mai la barba? 75. Tată. Domnul taximetrist? Da. A zis că dați o mână pe 10 milioane, mai dați? Nu mai dau. 100%. Nu, nu mai dau, nu mai dau, că tu mi-ai banii, frate. Tu faci manevre de alea, te lași în jos, faci breakdance. Da, fac manevre de astea așa, fac flaba imaginar. Cum fac unii. Tu-i mă, tata, stau nimișcat, bă. Nu dau, fac frate. Fac breakdance. Nu, frate, că bună mi-e frică asta, de tine. Asta. Te duc undeva, frate, cu taxiul? Nu, no, mulțumesc. Mai am aici motorină băgată de când era 6 lei. Mai mă plâng cât mai am asta de 6 lei, să mă bucur și eu de viață. E bine. Asta e electrică. Pup, te pup. Și, și nu consumă deloc? Eh, mai bag eu mai maimuță, pac, pac, mai fac o șustă, că e scumpă benzina. Am înțeles, m-am dus, am băgat 30.000 la păcănele, pardon, 3.000 la păcănele și maimuța încă merge, s-a făcut 1.000 pe ceas. E gorilă, nu e maimuță. Mă întorceți că așa porniște. Asta e plecarea, 1.000. Bă, mă simt mai bine, dar încă am nasul înfundat și mă doare capul și mă ustură ochii. Dar iau antibiotic. Am gorila cu mine. Bă, dar vreau să nu am ăsta deasupra. Full plate ăsta. Pare mai profi dacă e fără. Dar nu știu cum să o scot. Trebuie să o agăț de ceva. De ce aș putea eu să o agăț? Iacob Oltean, a mai făcut lag, mă, băieți, la un euro? Iacob Oltean a cazut în apă cu un euro? A făcut lag la donația de un euro, ați văzut careva? N-a făcut, nu? Bun, 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 frumos, frumos, frumos. Suntem pe drumul cel bun. Ia, ce, ia să vezi ce mașină îmi fac. Drag. Ia uitați, geantă. Pot, mă? Am voie să-mi pun așa ceva? Trebuie să fac tichet. Nu am învățat să fie prost ca tine. Bă, mi s-au pus jențile.
Iacob Oltean a furat de la Coco 5 euro. Nici la 5 nu face zâmbete. Salut. Salut, mă auzi? Salut, mă auzi? Da. Silaghi, tu ești, mă? Da. Ce faci, mă? Fac niște etichete. Bă, am voie să pun și eu niște roți. Ei, nu știu, să zic. Hai să că la mod. Hai să întreb și eu când. Am mai văzut eu mai de mult în gruviera un taxi tunat, dar cu eu știu. Vreau să mă știe roți de alea, cu dolari. Doar roți vrei să-i pui? Ce aș, altceva? Mai poți să-i pun altceva? Nu, no, decât, decât la motor poți atât. La aspect n-ai voie, da. Ok, ok. Hai că îi pun roțile înapoi, că mi-am pus de-astea BBS. Bine, mersi, te pup, Acidus. Trești. Gata, mă. Gorila merge, băieți. Păi, ești tu un tichet și pune cu administrator, poate mai reici pe aici și să-ți dea aprobare să fie advance, să faci rol pe advance. De ce? Să-ți faci rol pe advance, gen, să-ți faci taxi, nu știu. Mamă, ce acolo? Poate merge, na. Hai să dăm la mei. La roluri de-astea mai avansate, gen, zic și eu. Adică să faci tichet pe Discord? Nu mai aici mă joc, dar pui cu administrator să nu vină helper. Crei acum administrator plus sau moderator plus. Ok. Da, nu știu dacă mai e cineva. N-am înțeles ce a vrut să zică, dar... Mai avem ăla, mă, soundpad-ul? Să înceapă taximetrist avansat. Ia mă să mă duc să mă schimb în brașul ca un taximetrist român. Român autentic. Român avansat, exact. Mare maiou. Vreau poze cu taximetri și români. Bă, dar nu sună nimeni la taxi la ora asta. Câți oameni sunt pe server? 264. E 3 jumate. Cine are regulă să sune la taxi? Bă, eu mă îmbrac. Să fim îmbrăcați. În caz că sună cineva, să fim îmbrăcați. Prosopul după gât. Aoleu. Cu prosop, fii atent aici că am găsit. Știu maiou. Știu maiou ăla. Fiți atenți. Ăsta e. Stai așa. Nu, nu e ăsta, nu e ăsta, stai. E un maiou colorat așa. Ăsta e, mâncați și pula ta. Sau ăsta, Army.
Sau ăsta, primul, cred, primul. Așa. Pantaloni, ce pantaloni are un taximetrist? Puneți prosop pe umăr. Ăia Adidas. Ăștia, mă? Ăștia să mă bată tata, ia uite-i. Ia zi, boss. Ia zi, boss. Șlapi. Clar șlapi. Clar. Să-l dau afară. Mă auziți? Ce? Dumneavoastră, sunteți cu taxiul. Da, de ce? Întrebam că e parcat aiurea și am crezut că e abandonat. Ești de la poliție, mă? Nu, am crezut că e abandonat. Zi-mă, ești de la poliție? Nu, nu. Zi-mă că acum mă înfoi la tine. Paulu. Nu auzi de taxi Pelicanul. Dă-ne că-n bab! Paulu. Ce șapcă? Nu o coaie, ori șapcă din asta, fii atent. Ori o șapcă. Uitați-vă cum arăt că mor. Da. Salut, Don. Salut. Uite, mă interesa să cumpăr ceva. Un supresor, dacă ai. Nu, nu mai am din ale. Sau. Știi pe cineva care are? Nu, frate. Bine, frate. Spor. Cui, uitați-vă cum arată tempul la mea de aici. Cui, uite cum arată. Stai să-mi schimb culoarea la șapcă. Așa. Maronie, așa. Auzi, ăsta. Fii atent. Unde este ăla prosopul ăla? La gât? La gât 198. Unde mă pus? Ar merge o borsetuță de asta. Ia uitați coaie. Uitați-mă. Taximetristul perfect. Prosopul este tot bun. Cui uitați? S-a mort tocmai, uitați-vă, taximetrist autentic. Ați oprit la Nerva Traian acolo cu cineva? Da, da, să vă învăț circulație, un râs. Stați așa. Păi nu știu, nu ne explici și nouă cum să treaba. Alo, alo. Cum să treaba, că eu din am și eu nevoie de un taxi aici la Ocean Cargo. Așa, la distanță ce am auzit de la tine acolo. Acum vin șeful. Nu prea ai dreptate, că nu este niciun semn adițional. 2-3 minuțele. Cedează trecerea. Ok, ok, mamă, ce gălăgie acolo vorbim. Bine, frate, că vin acum. Ceau. Te pupic. Hai, te pupa. Dacă ar merge și o maneluță. Ia uzi. Ia uzi, băiți. Gorila merge. Yeah.
Română, român original. Dar nu scrie nicăieri că am delimitare pe asfalt. Am cedează trecerea dintr-o parte din alta e pop, și colegul. Dau prioritate de dreapta. Da, dar frate, de dreapta e prioritate. Crede-mă că acolo la rol, nu? Prioritate de dreapta. Da, doar frate. Scrie da. Acolo, nu. Așa că scrie. La cedează trecerea merg în intersecție până am visibilitate. La stop la intersecție opresc în dreptul la semnul de circulație. Da, 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 exact, exact. Circulați. Salut, 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 Jufle. La tine am sunat? Da, da, da. O, intră, intră, frățiori. O secundică să... Să am aici la roată ceva de strâns. O secundă să... Aolo. M-am julit unul în drept imediat. Să dau una la roată aici. Dai, băi, lasă-o, băi, mai ușor că mi-e frică, frate. Gata, frate, ca nu. Nu ai vizibilitate, te duci pe bani. Unde merge șeful? Dacă te lovește unul, fie de prioritate. Da, da, situația ta când veneai da, după Mircea Vodă să intri spre Nerva Traian. Tatuaje, frate. Știi vreunul prin oraș sau unul prin afara orașului, la unul bun? Șefule, știu un salon de tatuaje. Tatuază ce vrei tu. Nerva Traian, ai prioritate de... Imediat, stai așa să mă uit. Bă, dar nu mai merge radio-ul ăsta, mă, ce morții, mă, seara. Tu auzi radio-ul cumva? Aud, aud. Așa. Ceva mai oriental n-avem? Cred că s-a stricat antena. Hai să fixez antena asta puțin. Gata. Sper să o ia acum. Hai, facem pană până acolo. Dumnezeu. Dă-i vărule, hai. De dreapta. Ai, trebuie să dai cedează trecerea de dreapta. Da, colegul, e acolo trebuie să dai prioritate de dreapta neapărat, așa zice, zice în codul rutier. Trecerea de dreapta. Eu zic să mai studiez un pic cum arată regulamentul ăla și să vezi că acolo ai un cedează trecerea pentru cei care au semnul de drum cu prioritate, adică aia care vin despre Nerva. Dar ce facem aici? Da, așa, după că noi, no, șefule, aia... În dreptul stâlpului, pentru eram cine, pentru cine cumva. Poate... După știu eu o scurtătură, imediat ajungem. Imediat ajungem, șefule, cât ai zice pește. De aceeași părere cu tine. Uite, vorbesc colegii ăștia ai tăi, cam mult. Da. Treabă, a? Unde ai zis, la salon de tatuaje? La un salon cât mai aproape, nu știu, știu unul care știi tu, unul bun. Da, da, știu eu unul bun, frate. E imediat. Hai așa să mă uit. Și au înțeles ceva din ce am spus noi, să ne spună. Ești bine acolo, vrei un bombonic, o apică? Cel mai... Ah, nu sunt ok, bine. Sunt ok. Cum este legal? O cafea ar fi mersat. Colegul venea de la Octavian Goga din Mircea Vodă să facă stânga spre Nerva Traian. Ce, căldură cam mare. Transpiră fruntea aia. E căldură mare, șefule. Nu mai putem muri. Ma, ai schimbat, nu, lasă-o înapoi, așa, așa.
Asta ce e? Eu n-aud. Las venea bună, bună. Din slide să facă stânga sau dreapta unde se ducea el. Și colegul a intrat într-o discuție amicală cu ăla, că nu i-a acordat prioritate ăla lui de stânga. Auzi, da. Da. Ăsta pe bord aici e ce trebuie sau? E ce trebuie, șefule. E ce trebuie? E ce trebuie. Păi, da, hai, să meargă. Olu, nu muri aici, că sunt și eu în spate. Nu mor, frate, așa, să mai tușesc, e de la țigările astea. Fumezi câte două pachete pe zi, de bun. Lasă-le, dă-le, drec. Nu, frate, că a scuipat pe geam, stai liniștit. Nu e nimic, frățiorul, te duce fratele tău. Dar unde mergem? Că parcă mă duci la mare, la... Aici, ai fost vreodată la Costinești, acolo, la mare? Nu, frățioare, ai zis să te duc eu, clientul nostru, stăpinul nostru, eu te duc la cel mai bun tatuaj. Ești nebun, tu crezi că să fie clientul satisfăcut? La care mă duc? La departe, pe acolo? Aoleu! De la țigările astea, fumez numai marble. Ce vrei, șefule? 12 ore pe zi, marble, 2 pachete de marble și 36-7 cafele. Yeah. Că ne urmărește ăla. Dar măcar să mă duci pe mine în viață până acolo, că... Da, tati, cum sunt? Te duce fratele. Unul n-a răspuns la taxiul, adică au răspuns, dar au zis că nu mă iau. Te duc, te și aduc, ești nebun. Am ce băiat bun ești. Dar tu n-ai mașină, mă? Eu? Am cumpărat o dubă de-aia și am rămas fără bani și s-a stricat și n-aveam cu ce să o repar. Păi și stai, mă, șefule, așa. Păi și cursa mea cine o plătește cu aia-miu? Păi scot-o de acolo, de-n bancomat, vedem, nu știu. Păi și tu zici că n-ai mașină, n-ai bani să-ți repar mașina, 500 și eu fac, cine-mi plătește cursa cu aia-miu? Hă? Auziți, colegii? Am și eu un domn aici, nu cred că are bani de taxi, să vă pregătiți să facem o intervenție. Că... Mă, dar șefule, cum adică? Stai puțin așa, cu metre. Păi de-aia am spus că nu mai iau ceilalți, că le-am spus că nu mai am bani, m-au lăsat ăștia pe drum. Mă, cu metre, cum te urci în taxi și n-ai bani, mâncați-și? Am crezut că ești băiat bun și vrei să mă duci pe omul undeva. Cum băiat bun, mâncați-și cu aile tale? Cum băia bun, frate? Păi eu ce duc pe masă la copii acasă de seară, a? Hai că tragem împreună dacă vrei pentru câteva ture de-astea de taxi. Cum adică tragem împreună, frățiorul meu? Eu ce duc acasă la nevastă să mănâncă? Să mănâncă copiii mei? Câți copii ai, mă? Bă, tu mai la mișto? Nu, șefule, nu. Zi-mă că mă dau jos la tine să moară familia mea dacă nu-ți dau ok de ăsta în cap. Urcă să te duc. Unde mă duci? Urcă că îți dau cu skateboardul ăla. Cu skateboardul mergi până în paletă. E fricaș ăsta. N-am bani nici pe ăsta să-l repar. Cu skateboardul mergi până în paletă, frățiorule. Aoleu, am făcut și crampel. Ce faci, mă? Ce faci, mă, acolo de cu piciorul în scaun? Mi-ai murdărit tapițeria? Vezi că am sabie în portbagaj, să moară viața mea dacă nu o scot. Păi tu mă duci la tăiere, nu vreau. Nu te duc, frățiorul meu, dar plătește acolo cursa, că e scumpă. Ai văzut cât e motorina? E 9 lei. Da, asta nici nu mai am mașini. Nu mai am nimic. E 9 lei, 9 lei rotorina, ești nebun?
Nu mă face să te duc pe ultimul drum. E ce să ia și ea după mine? A, un burger, un Red Bull în buzunar prin schede. Deci de jefui nu sunt bun. Repar mașini dacă vrei, nu știu, fac, mă bag acolo, spăl ghiubete, te faci, WC-uri. Te mă faci bun să eu. Plătesc rotorina, că am făcut plinul. E 9 lei rotorina. Oară fanina mea. Ia deci aici tatuajele aici? Astea, vai de capul meu. Știi că te am, dar nu poți ține. Hai că o să mă, cred că o să mă angajez la ăștia oricum. Hai că vorbesc eu, am eu un prieten aici. Boșilor, vă pupă, vă pupă fratele. Vezi că avem și noi un client aici. Uite acolo pe scaunel, te pui frumos. Dar nu am bani, trebuie să stai. Cum n-ai bani, frățiorul? Păi și cursa mea cine mi-o plătește? Da, uite, ia. Trebuie să mă caut în buzunar. Uite, am și Batista asta. N-am nimic, ia uite. Cum adică n-ai bani cu metri? Bă, ce faci, măi? Vrei să îți dau skate-ul meu, vrei? Bă, dă banii. Bă, dă banii, că să moară familia mea dacă nu. Bă, dă banii, că te bat aici, vin cu verișorii. Bine, frate. $125 am. Stai, că-ți dau eu, de 125 mănânci, bătaie. Stai să scoți sabia. Aaa, nu! Alo. Bună seara, mă auziți? Salut, frate. Am și eu nevoie de un taxi. Ce taxi? La ce? Acolo, drumul la cu prioritate. Puteți să localizați telefonul, că... Da, da puiul meu, cum să nu, acum vin. Eram pe aproape. Aha, închis ăsta. Iar celelalte direcții trebuiau semnalizate într-un fel. Că le-a pus, cedează trecerea la amândouă, intervine prioritatea de dreapta pe urmă. Stop la intersecție și atunci... Normal că las gorila. Bă, mai ziceți și mie pe chat cuvinte pe care le folosesc taximetriștii. Ziceți-mi pe chat cuvinte expresii postmoderniste pe care le folosesc taximetriștii. Da, viața mea. Eu am 29. Hai fă, da, ai sub 50. Expresii avansate vreau. Aolo, nap. Da, tati. Gata, tati. Așa vorbim cu tati. Unde te duc, puiule? Nu mai pot, coi. Te duce șeful tău unde vrei. Unde te duc, rege? Ai și tu ceva peste... Nu mai pot cu voi, cu el! Te scot... Tati, te fac un ceas! Ce zici de lui? Ură, cu el nu mai pot, jur, am transpirat! Te duce băiatul! Să moară Natasha de nu-l lași tu ceva! Să pornesc aparatul. Că nu mai pot.
Nu mai pot de râs. Nu mai pot de râs, jur. Ai nevoie de bun. N-am râs. De mult am mai râs așa. Mamă, și sunt bolnav, sunt răcit. Lasă-mi și tu ceva peste. Merge pe aparat. Ia. Deci atunci era cel mai simplu. Hai, tati. Bună să... Unde te duc, frățior? Până la scafandru. La scafandru mergem. Mergem pe ceas? Ce faci, bă? Mergem pe aparat? Pe aparat, dar e 4.000 deja. Și nu e, frate. Ia zi... 4.000 de luni deja ceasă. Ce n-ai? Ia zi ce plenchi geamurile. E curent acolo în spate. Mă cam trage la urechi. Uite, mă duc aici până la scafandru, colegul. Până la scafandru, bag aici o... După aia mă duc spre casă. Mă retrag spre casă după aia. Vrei bon, șefule? Nu vreau bon. Gata, tati, așa facem. Lasă că te duc, eu știu eu. Vrei să mergem pe GPS sau... Pe GPS, pe GPS. Gata, fratele meu. Nu, eu n-am citit la regulament așa ceva. Am chestia aia care o spui tu, doar dacă am sub semnul de cedează trecerea, semnul adițional care mi arată drumul cu au prioritate ce, și ce frumos merge. E nou. Drumul cu prioritate. E nou, nou. La... Se vede, se vede. 1.6. Rotorină. Ce 1.6, doamne, că e electric. Aporul, cum este la Șerban Vodă cu Olteniței, viilor cu Șerban Vodă. Bă, dar nu merge muzica asta, trebuie să fac radio, să moară... Să moară familia mea. Ia stai mă așa să fixez antena puțin. Stai așa, ține-te bine șefule că îi dau Olu, imediat. Nu cade capota în cap. Nu cade ăsta. Șefule. Te deranjează dacă mă prind și o țigară? Nu mă deranjează, că și eu fumez. Gata, șefule, stai așa. Atât. Te pup. Toate ca toate, dar eu cât plătesc? 5.000 cât plătesc? Nu e 5.000, frate, e 4.200. Ah, nu e mult. Nu e ce... Bă, dar iar s-a stricat, mă, radio-ul, bă, și mergea. Aici, domnule, gata, gata. Scuze, n-am văzut. Cât trebuie să vă dau? Păi, 4.300. Lași tu ceva peste? 4.300? Lasă și tu ceva, frate, că e brotorina, e 9 lei. Hai, stați așa. Spune-ți limba. 1.2.5.2.0. Vrei și bun? Nu vreau.
Hai, șefule, lasă-și tu ceva, că e timpuri grele. Aș permite, domnule. Hai, mersi, te salut. Numai bine, sănătate. Numai bine, numai bine. Să trăiești. Gata, frate. Ia uite, nu-mi vin băieții. Nu, radio ăsta e alt radio. Alo. Nu. Alo. Ești vejoare, vino la cazinou ăsta. Ce cazinou? Cazinou care dracu cazinou? Ăsta Los Angeles, ăsta Los Santos, așa da. Uh-huh. Hai că vin, dar te deranjează dacă pornești și aparatul până acolo? Că sunt prin paletă. Să faci să pornești aparatul de acolo până aici? Nu e mult șeful meu, dar e rotorina, ai 9 lei. Hai că în 2-3 minute le ajung. Pornește-l, hai, dă-l drept, hai. Hai să treci, să-ți dea Dumnezeu. Bă, găbești, pula mă ăsta de aparat. Hai să trești. Bă, cum fac și eu ăsta? Ia de ce facem. Nu merge, coaie, nu merge. Uite, ăsta de manele nu merge. Bă, dar dați-mă și mie o melodie. Dați-mi și mie pe ăsta, pe o de asta, o pardon. Un mix pe YouTube. Cum se scriu, mă, și eu pe YouTube? Melodii de pus în taxi. Melodii taxi. Melodii popular 2002. Cele mai frumoase. Ce trec mi-ați dat, mă? Muzică de drum lung. Muzică de drum lung. Ia. Melodii de cursă lungă. Ia ce avem pe aici. Nicu Palermo. Nicu Palermo. Ia stai, muzică de petrecere 2021. Hai paharelul sus, mă! Microfonie! Asta zic. Formația regal. Ia zi, apropo de asta, că e cam același lucru ca intersecția de la Parcul Carol de acolo. Când vii după 11 iunie, trebuie să dai prioritate la Mitropolit Nicon să dai de dat. Nu trebuie să-i dai prioritate pentru că ai semnul adițional de dedesubt. Iar ăla care iese din Mitropolit Nicon are semnul și el la fel. Mamă, ce era să fac accident. Adiționalul de dedesubt și arată cine intră și cine iese. Da? Exact cum este în partea cealaltă la Șerban Vodă, la Belu, la ăsta, la Șura Mare. Ne arată, eu zic că trebuie să beneficiezi de aia care vine odată pe lună și lasă-o, că nu vrei. Iată, vă spun eu, Neradule, dacă vin după 11 iunie să vin spre Filaret în sus, trebuie să dau automat la drumul cu prioritate de stânga, care e, și lui din Mitropolit Nicon. Trebuie să ne grăbim.
Nu e, te uiți acolo că vine și tramvaiul și trebuie să lași tramvaiul să treacă. Deci uite-te la semnul adițional. Nu faceți și după ureche. Da? La tramvai, tânăra, tu îi dai prioritate, dar stația prea tare? N-ai de ce să le dai. Că ei vin păcedează, eu păcedează și eu vin din dreapta lui. Dau stația la mai tramvai, încet? Da. Eu zic că e bine stația. Omule, este exact cum este la Fiilor cu Șerban Vodă. Dai prioritate de stânga lui ăla care vine din Șerban Vodă când nu-ți merge semaforul după Fiilor. Aha. Sau când vii din Oltenite să te duci spre centru, îi dai prioritate. Viață nu mă îmbătrâni, să mai pot un pic iubi, mă. Viață nu mă îmbătrâni, să mai pot un pic iubi. Ia vedeți, acum e mai bine? Adi, băi, ce faci, băi, mai fiu astăzi? Da, mă, stă aproape, stă aici. Mă durez în dreptul. 30 de secunde, stă aproape aici. 1, 2, hai că le numără. Hai că cum a ajuns, ce? Ai semnul adițional care te arată cui să-i dai prioritate. Haide, haide. Bine. Domnule, ce dracu faceți, domnule, că v-ați... Măi, cum metri, ce faci, mă, frate? Am venit că te-am văzut cum ai zburat, ți-a plecat portbagajul, vere. Nu mai ai portbagaj. Ești bine, te dare capul. Te-am mai ieșit la tratatul ăla de șofer de autobuz. Spor atunci la taximetrie. Te pup și o seară bună. În pădure la Peșteana? Dați-mi și mie în pădure la Peșteana pe Discord. Nu cred că era mitică căcatul. Ia uzi! Ce zici, bă, șefule? Ce zici, șefule? Bagă-te aici, că trezunești veșurul meu. Ai, șefule, că am avut un mic incident. Ce era al dracu de incident? Repare și mamă, aici. Mamă, ți-ai făcut o vreo de capă. E rușine să se uite. Băi, de capă, mă, ce făcut la mașina asta? E modificată, șefule. S-a făcut șeful. Balot. Făcut balot. Mi-am de baluții care-i cam pe câmpul și zic. Ia, șeful, stai așa să fac. Aia vine și feșurul meu cât îți faci tu mașina, că s-au spus la baie. Ce faci, bă, băgăvești? S-o îndrept aici puțin, șeful. Da, bă, aveai feșurul meu. Aia vine tu ce mașină. Stai vreo secundă, stai secundă, că trebuie să așa. Pe de mai rău, te mai cărți. Vrei să iau banii.
Stai o să ia banii ăsta, bă, cât ai făcut la aparatul ăla. Știu toate intersecțiile. De la ce firmă e șoferul? De la Pelicanul, frate. De la Pelicanul, ăștia sunt niște hoți. Ce hoț, bă, dă-mă drumul de aici că ești cu cheia la tine, dă-mă drumul de aici că chem poliția. Dă-mă că chem poliția, mă! Bă, dă-te închiritul meu de aici că te bătă gămești, pune-mă, dă-te. Mojule, ia coștiu cu peții de mojule. Ia vezi că te iau pe cum te dă-te și te arunc în curvă, tii. Cu salut. Hai, dă-mi Sandy la alea de... Când îi dau? Eu zi viața mea, unde de lucru. De bărbărie. De tatuaje. De tatuaje. Prioritate de dreapta, prioritate de dreapta. Vezi, Mariu, scântă stația. Vă deranjează, băieți, dacă mi-a prins și o țigară? Nu te deranjează, ia și bagă acolo țigară. Dacă vrei, dau. Să mor dacă am fumat vreo țigară astăzi, n-am fumat nimic. Sunt nefumat. Sunt așa nefumat de ieri. Hai, bă. Bă, ia fii atent, cât așa, poți să bag și o muzică pe surdin așa, cât bagă nu mă țigare. Bagă cu... viața mea ce vrei tu, și, ma... și manele dacă vrei. Așa. Bagă vrea aia, băutărească aia sau ce-o fi. Hai, vede-i cu meu, bă. Ia stați băi că e ce... Așa să cânte melodie așa și am dat-o încet să fumăm o țigare frumos așa. Ia stai așa, o secundă, întârzi și-o puțin. Întârzi ne poate. Dau un telefon aici. Dă-i ne poate. Auzi-ne, păi auzi-ne poate. E, e. Au, 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 auzi-ne poate. Că cum cânca la cârvă, la măta acolo, știi, dădeam. Dă fale la sotir, mai țin minte. Când eram eu tânăr, gen, am uitat și mi-a zis, băga asta. Am sotir de vale. Da, poți să vorbești tu frumos, să nu-mi zici de măta. De... Bă, măcar au zis să vorbești. Măta mărea, măta mărea, măta mărea, nenorocitea de-a murit. Tu să ne... Nu mai benzine, vei, nenicule. Hai, că duce, că o știu, o cunosc, ea mea. Dă-o dreacului că trebuie să-l tuca, că nu duce, o bat. O bag cu burhiu. Așa trebuie. Aaa, și cât frumos cântă. Ia uite, uite. Ce-ai făcut, bă, Gabri? Ia să bagi și uite de asta. Ești în România, șefule. Ia șefule, bă, și-o niște rotorină. Hai bă, robinieta ai. N-auzi? Am, am. Auzi, șefule, ai 2 de 5, că n-am schimbat să mă iau mama. Bă, dacă ai robinieta să mor eu dacă cu băși, bășile aia, cred că... De la Alin în Zaharie, pentru GM și lașul lui, Chipuță. Dacă am zis bine, să trăiască, te pui pe Aline. Nu am. Auzi, cum e tre, dar după, dar n-aștepți. Ce, șefule? N-aștepți cum e tre, da? Te durează puțin, că mergem. Trebuie să vezi și paletă și după și înapoi. Șefule, mergem. În Los Angeles.
Dar mi se pare cam ciudat, de unde ai venit? De acolo, de aproape. Aici la tatuaje? Ia mai bea un pic de țâc. Aici? Da. Păi ce facem aici, băieți? Stai un pic, că mă aici. Hai bre, până la magazin acum. Bă, unde-i colegul tău? Hai. Hm? Hai de înapoi la magazin acum. Unde-i prietenul tău, mă? A, ăla... Paolo, e la benzinărie ăsta, mi-a dat mesaj acum. Unde-i la benzinărie, mă? Ce faci, mă? Bă, hai până la magazin să iau vodcă. Unde-i, mă, ăsta al tău? A fugit fără să dea banii? Nu, bă, nu cred, s-a dat bani, dar i-a dat, i-a picat cerul. Ce cer să pici, mă, tu vezi unde e cerul? E tot acolo. Nu știu, cum să zic, că nu cred că a rămas la benzinărie, mi-a dat mesaj, futu-l în gură să-l furt. De-aia așa să-i zic. Dracu să aștepte, haide până la benzinărie. Dă, bă, banii, nu plec până nu dai banii, ești nebun la cap. Hai, bă, ia că-ți dau banii, că m-ai nebunit, hai până la asta să-mi scot banii din bancomat, ești nebun la cap. Hai, bine, dacă mă minți să mor eu de nu-mi doi cheia asta pe tine. Bune piesa aia. Spuneai să le coboare de acolo. Tânga, dracu. Și după resetezi ceasul, că după trebuie să mă duci și înapoi. Ce a stat ăsta? Așa merge, ăsta nu se resetează, așa e din firma, așa mi l-a dat. Aoleu, opa. Mi-ai rupt ușa să moară viața mea dacă nu... Aoleu, dracu, cu o repare! Hai noroc! Hai noroc! Ia, bă, Nenicule, de aici să zici tu că sunt, nu sunt la credință să mă arăt de tăia. Era misiune, era în uniformă. Și după... 6200 e de aici. Aoleu, nu pot să-ți dau mai mult. Da, așa, trebuie să-ți dau 5 eu. E în dreacu de aici. Acum înapoi la benzinerie. Păi și prietenul tău unde e? Ia, yeah, unde dracu e? Mamă, stai să-ți dau și restul de bani, uita de ei. Eu nu țin cont de asta, că între uz și abuz e o mare diferență. Da, așa să-i număr. Da, dar n-am să-ți dau rest, să știi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 200, 200, 200, cât e după 200? Rest n-am. Hai, lasă așa, hai. Te pup să fii iubit. Mersi mie și... Aia zic. Bun. Dar unde e ăsta, mă? Nu mai lași tu ceva, șefule, că-i scumpă rotorină. Rotorină scumpă. Ia. A, uite și pe ăsta, hai că s-a întors. M-ați lăsat la benzinărie, mă. Bre, m-ai lăsat la benzinărie. Înapoi. Bunic ce-am. Haide, haide până la, până și în Paleto. Gata viața mea, acolo merge. În Paleto și după înapoi la casino. Acolo.
Eu ți-am dat și avansul, după îți mai dau la final cât diferența care mai trebuie. Și îți las și ție ceva acolo. Salut, ai mâncat ceva azi? Deci unde mergem acum? În paleto? În paleto la de tatuaje, da. Gata, viața mea, acolo, cu viteza luminii mergem. Fac abuz aici. Și tre. O muzică mai pui, știe, șefule, că era frumoasă. Ia stai să văd ce aici. Sârba aia era... Era catastrofală, că dădea gaură în pământ până în China să mă răfărțim. Da, și e la Sotir de Vale, știi? Am fost la Sotir de Vale odată, m-am să beau. Am băut, bă, nu m-am făcut pulă și am băgat ăsta pe acolo. Și am zis, bă, cui sârba asta? Bă, băga mea și până dau sucul să mă. Și am băgat-o numai cu una grătare, că trăia după asta. Asta e, șef. Bună ziua, să trăiți. Stați bine în spate, băieți, acolo. Mai închid geamurile. Puțin curent, să știi. Da, da, să vă îmbrăci în culoare. E playlist la Nicu Paleru, iată. Oare fale. Mă duc de deal acum. Mamă, dar dă-l mai încet, că murim. Da, da. E așa. Altceva. Mi-a dat trița nebun. Mamă, și cum era până vremea lui Ceaușescu cu taxurile astea? Unde stă că a căzut ăsta din mașină? Aoleu, a căzut ăsta din mașină. Bă, dacă mai e ușă. Am bun. Mă rog, băieții. De dreapta ăsta. Ăsta cred că e primul schiz învăgat în curba. Cum e dreptul ăsta? Băi, Deluță, unde ești? Da, așa, am mega, ai megafon ceva pe aici? Ah, pe vreo megafon. Parcăm pe aici. Ia dă! Dă-i cu acest megafon. Dă-i cu megafonul să țip la el. Ia tată, ia megafonul ăla. Ia vezi dacă merge. Mă poate, Deluță, unde e? Băi, băi, din boschie, băi, băi, băi. Băi, 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 Poliția trage pe dreapta tu zgâtul mătii, poliția galbenă cu... Unde ești, mă? După Mircea Vodă. Bă, nu ești, băgamești. O fi căzut pe aici, mă? E, poliția galbenă, mă, dă-te jos. Nu poate... Bă, nu poate, mă. Nu e, mă, cu aia, nu e pe aici. Incredibil. E a doua oară când îl pierdem. Capul, pierdem copchii pe drum, bă, nu se poate așa ceva. Uite, bă, jos, uite jos, fugi. Unde, mă? Uite, mă, te gândi. L-am văzut să mă arătă de 30 de ani, l-am văzut. Să fi băgat sub pod. Uite, bă, că nu-i... E boschetere de ăștia, bă. Ce? Hai, bă, să luăm și niște mii, să punem aici, că te-ai prie. Bă, ușor să nu te împiedici aici, că luăm foc. A luat foc? Nu știu, cred că... Am crezut că mă aud, dacă... Da, bă, dracu, să nu te auzi. Din la loc. Ia, vezi, mă, luăm foc? Nu luăm foc, ne udăm, hai de sus, că mi s-a părut. Hai. Mm-hmm.
Uite. Mamă, m-a luat o sete. Ai, dracu, în paletul la tatuaje, că mă sună el, ai, dă-l dracu să aștepte. Cred că s-a dus ăla. E moartea în față, nu știu ce de... A făcut băc, nu știu de... S-a dus în curul măsii. De la ușa a căzut, că n-am ușa. Și ce, asta e, dacă o lipești cu scoci, dă-o, dreacu, ești la poliș. Păi da. E te dreacu, ușa. Acum stau în drum de nepoa, că a murit aia aici, și ce zi-i fac? Bă, tu ce faci aici, Sandy, la paletul la tatuaje? Nu știu, mă duc să mă ușu de tatuaje de-astea, una, două, trei, și după... Dacă îmi plac bine, dacă nu, îmi bag pula nile. Uite, mai devreme vreau să luăm, vă văd că la 1500, dar partea asta acum, care aici e 30... 500, dracu, să le iele. Dă vot, chili, dracu. Rod e mai arâncar de vot, știi. Scump e rău, bă, aici 35% încolo, în partea elaltă 1500. E, mă duc să văd ce-i pe aici și după merge să scot, să dau avansul iar. Țicări de la unguri, 1.000.000 cartoșu. Adalea, Hashima. Hashima sau... Ia! Opa! E pun de băgat în cură astea. Da. E dracu. Draci, nu-mi place nimic de aici. Înapoi în Sandy, feciorule. Și de acolo, la bancoma, să-ți dau banii, restul. Ți-am dat 6.200, îmi pare că... Nu mai am țigări. Azi că... Îți mai dai eu ceva. Bă, dar ce căldură e. Bă, băieți, cred că m-a luat somnul. Bă, cred că m-a luat somnul. Te las. Unde te las? La Sandy. La Sandy te las. N-ai mașină? Nu știu dacă mai am rotovloborină, dar motorină așa. Te las la serviciu. Bă! Ce trebuie făcut ăsta, mă? Ce-a făcut ăsta, mâncați și pula? Tuțușa măsii! Ce-ai făcut cu metri? Ușa măsii și candela măsii, că mă pun aici, nu mai stau acolo, că e blestema locul ăla, cred că e... Aaaa! Ia vedeți, băieți! Ia vedeți, băieți!
ce cheie asta? Nu mi arată ce cheie, nu mi arată numele cheie. Totul bine aici? Da, șeful, e nicio problemă. Ok. S-a întins puțin, e obosit. Ok. Salut. Bombladon, tu ești, tata? Da. Ia stai, mă. Salut, frate. Da, don. Nu știu cum să continui roleplay-ul ăsta, că a căzut din mașină și nu e medic pe server. Nu să medici? Nu, și-a căzut gen cu ușa închis. Asta e tot căcat. Păi, cu ușa închisă, pe centură ai avut-o? Nu știu, cum te cheamă, Caien? Caien? Păi, nu știu să zic, cred că am avut centura aia pusă în morții ei, dacă... Așa ai o filmare să-mi arăți că ai avut centura pusă? A, stăteam eu Caien cu filmări? Hai, mă știi pe mine așa? Foarte rău, faceți rău, că duceți la spital. Hai. N-am ce să fac. Hai! Spor. Salut, băi. Nu, s-a întins el puțin, era obosit. E bine. E băut. Du la spital și se duc în paletul la spital. Nu, mă, nu, îl duc aici, ce-ai? Au! V-ați lovit vreodată la cuai singuri? Gen... Toată lumea stă cu mâna la penis, bănuiesc. Vă mai jucați cu ouăle. Și s-a întâmplat câteodată să trageți prea tare și să vă loviți? M-am lovit la cuaiul drept. Sper că nu sunt fete pe chat. Să ne afle secretele bărbătești, masculine. Cine se trage de coaie? Cum adică, mă, voi nu vă jucați cu ouăle? Gen... Stați așa cu ele, le învârtiți, le... N-ai coaie elastice? Păi de ce n-aveți, mă, coaie elastice? Vrei să dai și pe după? Bă, ar merge, da.
Bine. Mă scuzați că vă deranjez în această dimineață, domnilor, însă clientul meu a leșinat puțin de sete. Ok, dar aceasta este secția de poliție în spitalul. Exact. Da? Da. Bine. Și încă ceva, domnul, să știți că în secție nu se fumează. Sigur a leșinat de sete care... Da, șefule, s-a întins pe spate puțin și a leșinat. Uh-huh. Are niște sânge pe mânecă și... Nu, șefule, nu e. E de la... E cremă de pantofi. Bine, domnul. Bine, domnul. Domnul, nu se fumează în spital. Bă, mă, șefule, da. Că e după ureche stinsă, nu o aprind. Am făcut și bani. Ne-am și distrat. Mamă, cât am putut să râd în această seară, băieți. Oh my god. Aveam nevoie de o partidă de-astea de râs. Aveam nevoie. Nu ce a fost aia, mă? Gata, băieți. Un roleplay frumos. Un roleplay chiar foarte frumos. Hai, noapte bună. Te pup, te pup. Gata, mă, băieți. Bă, ce să vă zic? Vă mulțumesc de like, follow, share, donații. Ne auzim mâine sau poimâine, dacă mă simt mai bine. Mersi că a stat cu mine și vă pup. Pa, pa. Noapte bună.